Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă emisiune. Astă seară avem o emisiune specială. De ce este specială? Pentru că abordăm o temă cu totul și cu totul, să-i spun, la modă. Da, păi a devenit o modă până la urmă, divorțul. Divorțul este la modă, vedeți de dimineață până seară pe toate canalele de televiziune, ba că ăla se desparte de, aha, ba că vedetele noastre au probleme de cuplu, se despart, după aceea se împacă, da. Alături de mine este doamna doctor Florinela Bălan. Bună seara! Bună seara și o să vină imediat și Alina Eftime. Pentru că vreau să am așa și domnișoarele necăsătorite să știe ce le așteaptă. Dacă ce nu, le așteaptă. Nu, dacă nu, aleg bine. Da, exact. Pentru că este foarte important, până la urmă, alegerea, ca să nu se ajungă la acest divorț care este unul traumatizant. Este, dacă aveți, o traumă în viața fiecăruia. Bărbat sau femeie și mai ales o traumă în viața copiilor. Pornind de aici, am zis că este foarte importantă tematica pentru a nu fi dezbătută, nu? Adică trebuie să o dezbatem neapărat. Deși nu ne face plăcere. Deși nu ne face plăcere să vorbim despre acest lucru, dar parcă de dimineață până seară vedem peste tot a divorțat... să nu, nici nu vreau să mai pomenesc, pentru că e atât de des pomenit cuplul respectiv. Nu, hai să zic, acum sunt două cupluri, dar poate că în ultimii ani cuplurile de vedete sunt foarte cunoscute. Știți că dacă se despart oamenii normali, nu prea știm noi. Că, mă rog, sunt cam 37.000 de divorțuri pe an, 37, 38, 40, mă rog, de mii în România. Nu îi știm pe oameni. Dar atunci când se desparte o vedetă, e răsunător. Și cu ocazia asta vezi dedesubturile urâte, murdare, traumele, fiind și vedete, își cam spală rufele în public și aruncă lăturile pe noi, evident, nu? Pentru că orice informație de acest gen conține o anume energie care este alungată, aruncată pe cel care privește. Așadar, noi... am privit și lăturile familiei Prigoană Bahmuțeanu și lăturile, iată, cum se numesc, Cristea și Marcel. Bine, se numesc traume psihoafective. Și a lui Zăboranu cu Pepe și a Andreea Marin mai puțin, că iată, a reușit să se spele acasă. Nu, păi până la urmă cam așa este. Sigur că ai niște traume sufletești și la un moment dat vrei să spui, domne, ce ai pe suflet. Vrei să spui că tu ai dreptate, vine de la personalitate, da? Noastră știți că o personalitate exacerbată aia vrea drepturile, eu am dreptate, ba nu, ba eu am dreptate, ba eu, ba eu, ba dar eu. Poți să vine și de la timiditate excesivă. Nu prea, ba, da. Nu, vedetele nu prea sunt timide. Vorbeam, adică... vorbeam de oamenii normali, știți? Nu, că... nu, eu vorbeam de vedetele care vor să arate care mai de care, eu știu mai, da. Bun, e în regulă. Pentru că este un subiect destul de dur și care lasă traume mari, aș vrea să implicăm și telespectatorii noștri și să întrebăm mai așa, domne, care sunt cauzele divorțului, ce se ajunge și de ce se ajunge aici, doamna doctor, și ce am putea noi să facem în așa fel încât să nu se ajungă aici. Bună seara, Remu, sper că tu n-ai nicio treabă cu chestiunea asta, că ești copil de copil. Bună seara! Este bine, uite, dacă tu puteai să vii până aici, era bine să vii să discuți cu noi. Am ținut să intru în legătură cu dumneavoastră în această seară pentru că tema este de actualitate și a fost de actualitate mereu. Și vreau să ofer și eu un punct de vedere al creștinismului.
Auzi, dar nu vrei să vii, nu vrei să vii direct în emisiune să-l... Bă, iei, uite, iei un taxi și vii repede, da? Până terminăm noi cu divorțul. Hai, te rog eu frumos, până începem. Că durează mult. Tu ai și venit. Nu întâmplător vreau punctul tău de vedere și ai dreptate și al creștinismului, dar și al copilului. Dar și al copilului. Căsătoria în creștinism are niște... Te rog, Remus, ia un taxi taine. Și vino. În cât timp poți să ajungi? E, 20 de minute maxim. Hai, dar maxim, bine. Hai. Bine. Te rog. Bine, bun. Să rămână. Bun, bun. Doamna doctor, vă rog. Deci divorțul este un doliu. De asta eu m-am îmbrăcat și negru. Este un doliu al iubirii. Cu puțin roșu. Cu puțin roșu, pentru că asta reprezintă iubirea, roșu. Și este un doliu al pasiunii, da? Al iubirii. Și este un cumul, în primul rând, este un cumul de... Este o traumă foarte mare din punct de vedere psihoafectiv. Putem spune că este alături de... să zicem... Iar eu sunt, atenție, eu sunt cauza, adică gelozia, cauza, una dintre ele, așa, iar Alina este poți să completez eu. Portocaliu, exact. Portocaliu este culoarea chakrei numărul 2, care este chakra familiei și care iată, este foarte afectată în divorț. Iată cum s-a întâmplat, s-a întâmplat, atenție, s-a întâmplat să fim astăzi seară îmbrăcate. N-am știut. Așa special cum Dumnezeu le așează pe toate, na. Bun. Deci spuneam că face parte dintr-un grup de traume care sunt extraordinar de impactante pentru ființa umană, deci în care se suferă foarte mult, și anume, deci este divorțul, al doilea este pierderea unui loc de muncă fără perspectiva de a mai putea să ai o slujbă, adică cu pierderea speranței, un accident, să zicem, care duce, e foarte traumatizant, cu operații foarte mari sau este mutilant sau duce la pierderea unui membru sau deci este ceva care duce la un handicap sau moartea cuiva din familie. Așa deci e de traumatizant. Exact. Toate aceste lucruri sunt pe același nivel de egalitate ca traumă și reprezintă una din momentele care pot să pur și simplu să perturbe armonia organismului și să ducă la boli grave. Deci divorțul, de fapt, este cauzator de boală. Și este foarte important. Deci este o traumă care, din păcate, nu este gestionată foarte tare. Foarte tare. Foarte tare, pentru că trebuie să știți că, în general, soțul și soția, mai ales cei care merg în biserică și sunt uniți de Dumnezeu, de preot, așa, practic ei sunt legați din punct de vedere energetic. Deci ei sunt o singură persoană. Lucrul ăsta se întâmplă și în timpul actului sexual, practic e o comuniune perfectă acolo, deci ei sunt una și aceeași persoană. Și în momentul în care practic faci un divorț, te rupi în două. Și atunci este îngrozitor, adică cei care au trecut pentru un divorț și care au iubit înainte, adică n-au făcut o căsătorie de complezență, dacă au iubit pur și simplu persoana, știu că este îngrozitor. Și este îngrozitor, de ce? Pentru că este dat peste cap cumva întregul sistem, adică este dat partea sufletească, foarte mare, este foarte mult afectată, partea emoțională, ca să nu mai vorbim, iar partea mentală, ego, este fiecare are dreptate, știți, da, ca idee, da. Și din punct de vedere fizic, câteodată se manifestă la anumite persoane, în special la femei, că sunt mai sensibile, cu depresie, deci ajung în depresie. Din punct de vedere, să zicem, știți că corpul emoțional este în partea afectivă, deci el se ocupă cu emoțiile. Nu știu dacă se poate arăta la ecran, dar când divorțezi, cam așa arăți. Adică, din punct de vedere fizic, arăți o persoană sănătoasă, parcă uh-huh, ești ok, uh-huh. Dar din punct de vedere emoțional, ești într-un dezastru. Da, așa, da. Da. Deci, așa arată corpul astral, deci partea emoțională a unei persoane care divorțează. Adică, practic, e o grozăvie acolo, e un dezastru. Da? Și e foarte important ca pe această perioadă persoanele să fie gestionate, să fie ajutate, să poată să treacă cu cât mai puține traume, pentru că o să vedeți că de acest lucru contează viitorul lor, fiecăruia dintre ei, dar dacă există și un copil la mijloc, atunci neapărat acel copil trebuie neapărat sprijinit, lucru pe care noi nu-l facem în societate, deci nu există la ora asta. Deci când te duci la știți divorț, ar trebui este... să mergi și cu psihologul de peste 2-3 zile. Doamna doctor, culmea e că acel
copil trebuie sprijinit exact de părinții lui, da? Pentru că e legat energetic de mamă în special. Și cum mama este rănită, dacă asta se întâmplă, cum să sprijină copilul? Da, el nu se poate sprijini pe ea. Exact. Exact. Din acest motiv este necesar că, practic, noi avem anumite momente în societatea noastră în care noi nu intervenim ca sprijin pentru familie, pentru că, până la urmă, e o familie, să zicem, care se destramă, dar e totuși o familie care să treacă prin asta, așa cum trecem prin momentul morții. Tot cineva trebuie să ne ajute să trecem, să ne dea și iubire, un medic acolo, adică ceva, da, preotul. Uh-huh. Cineva trebuie să ne sprijine. E un moment de cumpănă. Cum e și nașterea. Și la naștere trebuie să fie moașa, ginecologul să te ajute, să te naște. Să te ajute să cineva, ieși da, acolo, ca idee. Da, deci sunt niște momente cheie în viață în care oamenii au nevoie de ajutor și divorțul este acest moment, unul din ele. Ați văzut că, nu știu, parcă din an în an, da, cresc numărul divorțurilor și crește numărul divorțurilor și mă gândeam așa, de ce, domnule, ce se întâmplă? Adică cu cât mergem mai mult spre civilizație, ne îndepărtăm, asta e clar că ne îndepărtăm de Dumnezeu, dar ne îndepărtăm și de familie și de relație și sufletește ne rupem. Păi pot să vă spun eu, statistic, la ora asta, relațiile sunt așa. Ori încep bine, adică persoanele sunt foarte îndrăgostite și se termină prost, pentru că știți, perioada de îndrăgostire ține vreo 4 ani, primii 4-5 ani sunt perioada... Sunt desdarnică. Da, da. Dacă ține, te iubești mult. Ia ține maxim 2, da, mă rog, sunt desdarnică. Dacă te iubești mult, darnică. Cam 4-5 ani. Îndrăgostit în piele mai repede, doamna doctor. După 4-5 ani a trebuit să se transformă iubirea aia, prima iubire, trebuie să începe să lucreze, se transformă într-o altfel de iubire, mai profundă, dar trebuie să știi să lucrezi la ea, să știi să o transformi. Cumva. De asemenea, sunt relații care încep prost. Ca, de exemplu, persoane, femei care rămân însărcinate și se căsătoresc cu persoana. Adică fac un compromis acolo, poate nu aveau de gând, dar pentru sau insistă foarte mult părinții sau pur și simplu, da? Sau, de exemplu, îl pedepsește pe un alt iubit și se mărită cu altul, știți? Adică sunt tot felul de lucruri. Da, te măriți care... în răzbunare. Sau din diverse situații, da? Deci ai început prost din start pentru că nu ai făcut-o din iubire, ci ai făcut-o, mă rog, dintr-un compromis, să zicem, undeva în mintea și sufletul tău mai ales. Și atunci asta sigur se termină cu un divorț, în principiu. Și de asemenea, unele nu încep deloc, pentru dar că trebuie posibil, să știți... Dar nu e posibil, doamne, mă răzbun pe iubitul meu că nu ne-am căsătorit, iau unul și nimeresc extraordinar. Nu se poate, nu? Pentru că ei ba nu da. Se căsătorit. Se întâmplă? Se întâmplă, dar e atât de rar. Da. E atât de rar. Da? Da. Și e bine? E bine, cât da. Timp a trecut? Vreo 3 ani. N-au trecut în primii 5. Am făcut și copil. Bine, oricum, chestia cu copilul e la pachet, știți? Fără să-ți dai seama că sunt consecințe foarte mari. Deci, într-o astfel de situație, dacă mama ar fi pe fază, ar trebui să aștepte ceva mai mult ca să vadă cam cum merg lucrurile. Așa cum se întâmplă de obicei cu mame care sunt abuzate, fac primul copil și dacă vede că bate bărbatul, mai face și pe al doilea. Adică acolo e masochism curat dacă tu vezi că deja ai o problemă și ai un copil. Trebuie să te gândești clar dacă mai faci încă un copil cu același bărbat, că e o problemă, știți, cumva. Adică... Dar mai știu și cazuri, s-au căsătorit de tinere de la 18 ani și căsătoria nu a durat mai mult de 2 ani. De obicei... Da, uite și cu chestiunea asta, cu căsătoritul prea devreme. Păi ei sunt copii deja. Exact. Ei ar mai fi avut de copilărit. Dacă te căsătorești așa, bine, eu știu ce să zic. Uite, vârsta optimă pentru căsătorie este în jurul vârstei bunicii. De 25 de ani. Deci asta este vârsta 25? Da, cu variațiuni. A unii, deci 22-23 sau până în 27. Deci așa, de obicei, la 30 de ani deja, bine, asta cum era înainte, că acum deja se lungește foarte mult acest lucru. Deci oamenii, acum cuplurile se căsătoresc în jur de 30 de ani. Cam asta ar fi. Iar bărbații chiar și la 40 unii. Adică e o lungire, așa, nu știu dacă ați observat, nu mai e prioritate foarte mult pe alte, să zicem, scopuri în viață, ca de exemplu carieră, bani și așa mai departe. Și mai este, da, și realizare. Păi, nu, până la urmă, da. Te gândești așa, măi, hai că mă căsătoresc, dar unde o duc pe femeie, ce-i ofer? Trebuie să am un loc de muncă, să am niște venituri din care să trăim împreună, să am o casă, dacă o am, dar ați văzut cum sunt oamenii. Trăiesc acum, deci, într-un apartament toți. Băi, când ești tânăr și nou căsătorit, adică nu știu cum. E chiar contraindicat. Grămadă, sigur că e contraindicat pentru că sunt foarte multe... Și asta e o problemă reală. Da,
foarte mare. Sunt mai multe contraindicații legate, în primul rând, că prezența soacrei, în general. Iat. Prezența soacrei ori pentru unul, ori pentru celălalt, că oricum e o soacră, chiar dacă e mama dânsei sau a dânsului. În general, distruge cuplul, ca să fiu mai direct, adică poate sunt prea dură, dar sunt foarte puține cazuri când soacra reușește să fie așa nevăzută, cumva, într-un fel. Dar de obicei prezența asta, de ce? Pentru că, să vă spun de ce. Deci, să zicem că este mama lui, da? Atunci tânăra femeie se simte un pic că nu-i se dă atenție, că femeile sunt cu atenția, știți? Și de asemenea există rivalitatea asta a femeii care împarte casa. Deci când sunt două femei într-o casă, e clar că nu se înțeleg alea, n-au cum să se înțeleagă, pentru că fiecare i-a învățat să facă patul într-un fel și mama soacră în altfel, știți? Adică din start la femeie mai e greu să locuiască în același habitat. Și după aia mai este o problemă și legată de fapt și de partea sexuală, pentru că există, nu există așa, cum să zic, confortul unei familii de a se simți liberi în propria lor casă, da? Poate să se plimbe cum vor, să se simtă bine, să fie, să aibă orele lor când fac dragoste sau toate astea, pentru că mai sunt multe persoane acolo. Și atunci lucrul ăsta aduce de obicei la un dezechilibru, să zicem, în patul conjugal, care e cu multe repercusiuni și cu foarte multe frustrări. Deci în principiu nu e bine. Acum, sunt multe situații de compromis financiare, pentru că nu au altă posibilitate să facă, dar cred că orice e mai bine să încerci orice decât să stai împreună o familie așa. Pentru că, în general, duce la dezechilibre, să zicem, conflictuale în timp și duc la boli. Deci eu am găsit foarte multe persoane și soacre după aia. Știți că depinde cine cedează între noră și soacră. Poate pierde soacra și câștigă nora. Dacă reușește să fie puternică, să câștigă ea teritoriu, da, și îl marchează, atunci soacra suferă foarte tare, cedează ea și se îmbolnăvește de obicei de inimă sau diverse. Pentru că e o tulburare a inimii, da, că suferi. Dar vreau să vă spun că sunt foarte multe încă persoane și aici putem vorbi de o creștere a persoanelor care nu se căsătoresc. Deci eu am deja persoane care au 30 femei, care au 30 și ceva, 40 și nu vor să facă pasul, nu știu să facă pasul, nu mai știu să facă pasul. Și de asemenea, statistic s-a constatat că între 15 și 25% putem vorbi de cupluri fericite. Deci proporția este cam de 15 și 25, și de ce nu știm sigur? Pentru că o parte nu spun adevărul despre relația lor, adică le e foarte greu. Acum eu vă spun, știți cum e, ca femeie, dacă treci de 40 de ani și nu te-ai căsătorit, e mai greu, că toți bărbații alargă după tinere, nu după astea trecute de 40. Eu m-am recăsătorit la 45. De re. M-am re. Vorbim de re. Nu, da, eu am spus și re, ca și... Știu că este rău, altceva. Îmi pare rău, e cu totul și cu totul altceva. Pretendenții... Nu, știți care e principala problemă când te căsătorești la 40 de ani? Că soacra se întreabă, oare de ce nu e măritată asta? Nu e problema soacră. Este, cred că e o problemă chiar a femeii în sine, pentru că ori este foarte pretențioasă, ori nu-și găsește conform... Da, o să vedeți că sunt și alte situații, de exemplu sunt o proastă, de exemplu provine dintr-o familie în care au fost cu foarte multe conflicte și n-are repere. Deci nu știe cum e o familie normală, este așa un mare dezgust față de familia din care a provenit într-un fel din punct de vedere emoțional, încât consideră că nu merită să facă și ea, că uite unde duce, plus că eu am fost surprinsă, la un moment dat într-o terapie, am avut astfel de persoane, chiar veneau din altă localitate și mi-au spus, eu n-am văzut familie fericită. Zic, uite-te la mine, eu cu soțul meu, deci eu sunt, da, uite, există. Da. Zice, hai să știți că n-am văzut până acum, deci nu văzuse. Și atunci s-a gândit că poate că nu merită, știți, adică de ce, oare? Da. Pentru că trebuie să știți că sunt foarte rare cuplurile, cum spuneam, între 15 și 25%. Poate fi și foarte timidă. Da, era și foarte timidă și într-adevăr și poate să mai fie niște blocaje personale din copilărie. Poate să fie, de exemplu, primul iubit, ratat. Da? Deci în adolescență, prima dragoste cu dezamăgire foarte mare și sunt niște traume acolo, uși neînchise se numesc, da? Uși neînchise, care uși neînchise o să vedem că și după divorț, dacă nu sunt închise persoane, nu se pot recăsători, pentru că și aici o altă problemă se întâmplă și după primul divorț. Deci după divorț, da, poți să nu te mai recăsătorești și există un procent foarte mare de oameni care nu mai fac, în special femeile. Deci femeile nu se mai căsătoresc, un procent de 20% după divorț.
Mai ales dacă au mulți copii, să zicem, 3-4 copii, dacă au cumva așa ceva de, și reușesc să facă. 3-4 copii, e bine să nu prea se despartă. Da, așa este, dar mai sunt situații când, să zicem, le moare soțul sau diverse alte lucruri. Și atunci rămân singure. Asta nu e vorba de divorț, asta e o altă poveste. Este și aici de discutat subiectul, pentru că trebuie să știți și acest subiect cam tot aia e, într-un fel, o să vedeți că e mai traumatizant. Din punct de vedere... Sigur, asta este o chestiune mult mai dură. Da, intră tot aici, care... să știți. La persoane singure, la persoane care nu reușesc să-și gestioneze relația cu cei din jur, pentru că trebuie să știți că, în general, când, să zicem, în ghilimele, ratăm printr-un divorț, noi, de fapt, încălcăm cumva o regulă divină, că l-așteptăm pe Remus să vină. Remus, să vină Remus, până atunci, fiindcă... Bună seara, domnul Stanca. Numai puțin că să nu lăsăm oamenii mult pe fir, că... Da, vă rog, vă rog. Pe Română. Vă rog, domnul Stanca. Pe Română. Bună seara. Doamna Marilena Barantă. Da, domnul Stanca. Eu sunt unul din cei care am trecut pe la doamna doctor Florinela Bălan. Vreau să spun că aveți în fața dumneavoastră o mare scroasă și o șarlatancă. Vai de mine, nu vă permit, domnul Stanca. Cum puteți să vorbiți așa ceva? Ia uite, frate. Da. Dar probabil că nu l-am gestionat bine cu divorțul, că noi despre divorț vorbim. Da, despre divorț, domnul a trecut prin probabil... Nu știu, nu-l cunoașteți? Sincer, nu. A, nu e bine, aminte. Înseamnă că nici nu a trecut. Nu mi-aduc aminte. Da. Nu mi-aduc aminte. Aolo, ce oameni, domnule, ce oameni. Da. Haideți să discutăm mai departe, deci, și sper spuneam să nu că mai... din punctul de vedere al divorțului, spuneam că în principiu, sau vorbim de familiile sănătoase, sau vorbeam de faptul că 20% dintre persoanele care divorțează reușesc să-și refacă căsnicia și în special femeile ajung să nu se mai recăsătorească. Și acest lucru este cauzator de boală, pentru că trebuie să știți că în general femeile nu reușesc să aibă parteneri. Dacă bărbații nu se rămâne căsătoriți sau au parteneri. Știți că poți să te căsătorești sau poți să ai parteneri. Da, parteneri, sigur că da. Ei, acest lucru, nu, majoritatea femeilor rămân fără partener, își cresc copiii de unele singure și ajung la sfârșit să facă boli. Trebuie să știți că este cauzator de boală. De ce? Fiindcă Dumnezeu ne dă să fim doi. Deci Dumnezeu este un dezechilibru în momentul dezechilibru, ăla, e o amputare. Da, este o amputare, deci singurătatea nu este normală. Nu, este o stare de boală. Când e singur nu e bine. Și atunci, practic, trebuie să știți că e un păcat. Da, păi aici aveți dreptate. Când a venit Remus, el știe lucrul acesta, că iată, Dumnezeu când a creat omul, da, l-a creat pe Adam și pe urmă l-a văzut singur, așa, nu era echilibrat, nu era un echilibru acolo. Da, era... de fapt avem un exemplu în asta însuși. Și i-a creat din coasta lui femeia. Da, vedeți, când spunem că din coasta lui, adică tot din el, asta începea să vă spun că adică sunt același lucru, cumva, într-un exact fel, bărbatul și femeia. Da, da, același lucru, că tocmai asta semnifică același lucru, pentru că dacă pe Adam l-a creat din pământ, da, pe Eva a creat-o din el, adică să fie împreună, să fie un tot din același corp. E foarte interesant că în momentul în care, de exemplu, o să vedem pe parcursul emisiunii, când două persoane nu se înțeleg în familie, o să vedeți că, de fapt, din punct de vedere energetic, noi ne cam proiectăm cumva, adică, de exemplu, știți că femeile sunt yin și yang, fiecare dintre noi... Dacă fiecare... vreți să desenați, vă rog, v-am văzut că aveți talent la desen, adică... Da, am talent la desen. Și deci... explicați și cu mult mai bine. Da, exact. Deci, ideea este așa, o să stau jos că e mai ușor și da, de văzut. Cum deci doriți. Noi suntem așa, o femeie, deci să zicem femeia, dacă așa se numește, da, este yin, deci adică partea feminină, da, și yang. Fiecare femeie are și partea ei masculină, expresia ei masculină. Iar bărbatul, dar îl desenăm puțin mai mare așa, așa, este yang, da, ca idee, yang și yin. Și yin, da. Deci are partea asta mai mare, cumva, într-un am fel. Înțeles. Și femeia are partea asta mai mare, cumva, într-un da, fel. Da, da. Dar trebuie să știți, pentru că noi împreună facem un tot, da, ca idee, aici este bărbatul. Practic, bărbatul, dacă vorbim că suntem femei, reprezintă, cumva, expresia noastră masculină.
Deci, dacă nu ne place, să știți că așa arătăm noi în variantă masculină. Serios? Da. De aceea e foarte important, trebuie să știți că, în general, când ne atragem, că de-aia suntem în același loc. Deci suntem... bărbatul este expresia noastră da. Masculină, așa am fi noi ca și da. Bărbați? Da. Oh. Și de aceea este foarte interesant că dacă, de exemplu, femeia are o anumită vibrație, o frecvență, să zicem, a conștiinței, ea cine este ea, că se măsoară așa, și bărbatul tocom așa. Deci, practic, dacă tu ești nemulțumită de bărbatul tău, evoluează tu, devină tu mai bine, ca să-ți vină alt bărbat. Pentru că, de fapt, bărbatul care îți vine, îți cam aparține. Îl cam meriți cum ar veni. Adică e pe nivelul tău. E ceea ce meriți. Da. Poate e cumva ceva ce nu ne place să vedem la noi. Se spune că e un fel de reflectare în fizică, materializăm, le proiectăm pe el lucrurile care nu ne plac, nu le suportăm la noi și le punem pe el. Cam așa arată. De aceea e foarte important să... deci eu am rezolvat foarte multe cazuri de divorț. Când, păi stai, doamna, oamenii au văzut asta. Numai puțin vezi câte o femeie foarte, foarte frumoasă lângă un urât, dar nu se poate. Și să înțeleg că în varianta feminină este o frumusețe și în varianta... Aici. Dar nu cum? Vorbim de fizic. Adesu. Acum ați lămurit și părerea. Dar nu vorbim de fizic aici. Adică dacă sunt bărbați, sunt foarte urâtă și dacă sunt... Da, dar trebuie să știți că fiecare om are și defecte și calități. Și că de obicei noi ne punem în evidență da. Mult calitățile și nu ne vedem foarte mult defectele, nu avem puterea să le privim. Nu avem, să zicem, acea putere să putem să ne uităm la noi înșine. Știți? Și ca să mai glumesc puțin, adică bărbatul este proiecția sufletului, adică dacă ăla e urât și sufletul e urât. Bun, acum, în momentul în care... Dați-mă acum e, nu? Am avut o persoană care, în momentul în care veni să se divorțeze, adică era hotărâtă să se divorțeze, a făcut o depresie și a venit la tratament, știți cumva. Și când a văzut asta, știți că se intră în terapie și când a văzut acest lucru, zice, e ok. Deci trebuie să nu mai divorțez, că n-am de ce. Și care e problema? Că divorțez și e pe altul. Dar tot așa va fi. De regulă mai urât. Nu, nu neapărat, nu vorbim de urățenie aici. Nu, deci, mai urât sufletește tu... că dacă le iei în perioada când ești supărată, l-ai luat urât. Da. Clar. Nu. Aici nu e neapărat... Pe proiecția sufletului. Nu e neapărat că ești tu supărat într-un moment. Aici vorbim de cine ești tu pur și simplu la nivel de conștiință. Așa, că, așa. De fapt, conștiința lămuriți-mă că nu știu. Principiile tare, da? Așa. Și bun, în momentul în care tu, de exemplu, renunți la bărbatul ăsta, da? Și ți-i altul. Dacă tu între timp nu te maturizezi, nu faci niște transformări tu, ca să vezi măcar ce ai greșit, ce ai făcut acolo, că până la urmă știți, când e un divorț, apropo, nu există un divorț fără ca cineva să fie vinovat, trebuie să fie amândoi vinovați. Deci nu există că cineva e vinovat, pentru că să vă și spun întotdeauna, e la mijloc. Și întotdeauna, el, zic eu, și el zice ea. Da. Și poate că din și se întâlnesc la nu vinovăția e amândurora, este foarte clar. Se poate ajunge la divorț chiar și din orgoliu. Foarte mult. E din cauza unui ego crescut. Cauzele sunt multe. Mândrie, orgoliu. De exemplu, o persoană care nu poate să, deci toate persoanele care nu pot să-și gestioneze, de exemplu, ego-ul, da, și nu țin cont de conștiință, pentru că așa cum spuneam în alte emisiuni, noi avem o conștiință, Dumnezeu ne-a diferențiat față de animale, că ne-a dat o minte a sufletului. Noi avem o minte în plus față de animalele, care se numește conștiință. Și conștiința aia spune așa, că dacă tu, de exemplu, nu-i pui ciorbă bărbatului tău seara, că e supărat pe el că a venit de la băut cu prietenii, ego tu spune după ce că vine băut, îmi pun și ciorbă. Doamna doctor, dar cum să-i pun ciorbă? Nu-i dau, mă, îi dau mâncare mai ușoară. A dat un exemplu cu ciorba. Știți? Dar conștiința nu și nu. Conștiința trebuie să spună, pune-i totuși, că e soțul tău. Știți? Da. Adică noi trebuie să începem, noi, femeile și bărbații, să începem să judecăm cumva cu altă minte, să înțelegem, să vedem cine este persoana. Vă dau un exemplu la mine. Eu, soțul meu e destul de critic, că noi suntem amândoi perfecționiști și dominatori și vă dați seama ce e acolo. Așa, și ideea este în felul următor. Când el îmi face observație mie, da, și îmi face destul de multe observații, fiindcă vrea să fiu bună, ca idee, eu, în mod normal, ego-ul meu îmi spune, ce tot mă critică ăsta, adică, până la urmă, care-i treaba? Dar dacă accesez conștiința și eu deja am ajuns să fac lucrul ăsta instant, spun așa, măi, dar cine este el?
când mă critică? Păi este soțul meu. Păi el îmi vrea mie binele? Da. Mai există altă persoană în afară de el, părinții mei și fiica mea, care să poată să-mi spună lucrurile pe jleau și să-mi vrea binele? Nu. Deci dacă el tot insistă cu o problemă, înseamnă că nu o văd eu. Știți că nu este binele lui și nu al dumneavoastră. Nu. Că binele dumneavoastră e cel păi pe da care... aici. Că suntem unul și același. De aici știu. Aha. Înțelegeți? Sau, de exemplu, vă dau un exemplu greitor. Dacă, nu e cazul meu sau al, așa în general, dau un exemplu. Dacă o persoană de sex feminin are o problemă cu cineva care are, de exemplu, alcool, că am foarte multe cazuri cu bărbați care beau tutun, droguri, femei și așa mai departe, și nu suportă, vor să divorțeze din acest sens, trebuie să știți că de ce s-a accentuat acest lucru la bărbatul respectiv, adică această problemă, este că e cumva proiecția și a doamnei respective. Adică, păi de ce? Vă dau un exemplu, păi nu vă vine să credeți. Păi de ce vin tot la voi, ce mai ești aici? Haideți să vă spun. Aici e o mare problemă, cum adică, dacă să... ei nu-i place că omul ăla bea, da? Și vorbim, să zicem, de cazuri excesive. Vorbim de, n-ajunge acolo, că acolo, într-adevăr, contribuie și el. Dar, ce înseamnă, de fapt, alcool, tutun, toate astea? Înseamnă durere sufletească. Aia înseamnă viciu. Da, dar asta înseamnă durere sufletească. Îl doare sufletul, dar nu mai poate ăla bea și dă, ăla bea și dă bucurie și dă regal. Dar nu, dar mă pune acum, eu nu suport bețivii. Haideți să vă spun de acum, că eu nu suport bețivii. Da, că bețivul, fiți atent ce face, ăla bea și de bucurie și de regal. Ăla bea într-una, zice, stai că-l bea pe ăsta de bucurie. Stai că-l bea pe ăsta, că sunt foarte supărată. Ce-și vorbiți, doamne? Să vă spun de ce. Pentru că ăla când s-a apucat prima dată să bea, el s-a apucat pe durere sufletească. Că după aia n-a mai putut să se oprească, asta e altă treabă. Dar trebuie să știți că pe durere sufletească. Adică și a ținut așa de mult durerea încât nu mai termină toată viața. Dacă fiți îngătuită. Haide-mă bine. Problema este că în momentul în care aici apare așa ceva ca idee, doamna, să zicem, are și dânsa foarte multă durere sufletească. Și de fapt, ce o deranjează aici foarte mult, că sunt foarte persoane care mai tolerează la bărbații, în perioade persoane care nu tolerează. Deci nu poți să tolerezi deloc și ai așa o aversiune foarte mare, înseamnă că ai și tu asta. Da. Înțelegeți ce vreau să vă spun? Adică durerea sufletească. Da. Adică se manifestă altfel, dar femeia doare sufletul și bea bărbatul. Nu. Deci putem să avem așa, dacă îmi permiteți. Da, cum să nu? Că o să fiu dar așa. Dar trebuie să mă lămuriți foarte tare cum vine asta. Mă lămuresc. Deci avem aici o persoană care face un abuz, care poate să fie tutun, alcool. Așa. Și avem aici o persoană care are o durere sufletească manifestată prin nas bronșic, de exemplu. Așa. Când avem aici asta și aici asta, înseamnă că asta e reflectarea acestei lucruri de aici. Femeia se îmbolnăvește și ăla bea. Da. Nu se poate, domn. Ba, se poate! Că să vă spun cum e, așa e. Și atunci, ideea este în felul următor. Bine, eu am dat un caz extrem aici. Dar, de exemplu, dacă soțul este furios, da? Are furie foarte mare și pe tine te deranjează foarte tare. O mai fi, sunt mulți bărbați mai furioși, mai coleri, dar pe tine te deranjează foarte tare. Ce este furia? Este expresia neputinței. Înseamnă că tu ești, să te uiți la tine, trebuie să începi să te uiți la tine, ce anume neputințe în viața ta, unde ești tu furioasă cu anumite probleme. Deci undeva într-un alt plan, într-o altă reflexie, este o expresie de aici. Și atunci, de exemplu, obezitatea e un blocaj. Dar avea o persoană care are probleme, să zicem că este persoana plinuță, înseamnă că e un blocaj al tău undeva. E foarte subtil. Este de medicină. Gata, gata, gata. Acum m-am prins, gata. Vreau să spun așa, eu am început să mă îngraj, îmi duc bărbatul la doctor. Păi cum să fac? Că e blocaj la el. Nu știu, trebuie lucrat, veniți la gata, de cu... gata, gata, gata. Deci dacă eu încep sau doamnelor, doamnelor, când începe să vă îngrășați, duceți-vă la cu bărbatul la doctor, pentru că e da, să știți că, apropo... Are blocaj! În general, apropo, că am avut chiar asta și zilele trecute... Ce să fac, doamne, eu mănânc dulciurile și el are blocajul? Să vă explic. Da, în plan subtil, da. Deci, am mult pe bune. E interesant. Trebuie să știți... După asta la doctor imediat, una, două. Acum, pe bune, chiar păi are. Deci... Blocajul și eu mângă, gata. Ținând că călcuna și eu chiar are. E clară treaba, atenție, doamnelor. Cu bărbatul la doctor. Că nu se mai poate, adică ce?
Și în general să știți de că... De ce să ne îngrășăm noi care e blocaj, nu? Păi, da. În general, obezitatea este un blocaj în general și la corp. Pentru că organismul, chiar am avut câteva cazuri, organismul e ca o mașină. Bași ceva și scoți ceva. Și dacă nu scoți, sunt anumite filtre înfundate, cum e rinichiul, cum e colonul, de exemplu, apar alergii pe piele, că pielea e al treilea filtru. Și am avut un caz, de exemplu, cu alergie pe piele, în care persoana a venit pentru asta, dar persoana avea kilograme în plus, că se blocase acolo, să vedeți că erau, se păstrau toxinele în corp și atunci organismul spune așa, am probleme că am toxine prea multe, nu mai pot să le dau afară filtrele astea, gazele de eșapament, n-am unde să le scot, sunt înfundate, și a început să scoată pe piele, care era ultimul loc în care mai putea să scoată ceva, și de asemenea a format celule grase, că celule grase sunt un fel de debarale pentru toxine. E ca și când se ascunde temporar acolo gunoiul, înțelegeți, până se rezolvă problema. Și atunci i-am propus persoanei să facem o detoxifiere, adică să rezolvăm, să detoxifiem rinichiul și intestinul gros ca să poată să elimine toxinele, să înceapă o cură cât de cât și o dietă cât de cât, așa să zicem, și de asemenea să practic să și așa slăbește. Asta încerc să vă explic. Deci trebuie să vedem un pic mai profund lucrurile. Și să știți că în divorțuri, eu am lucrat în terapie cu cazuri de divorț, mine nu s-au adresat bărbații, ci femeile, să știți, pentru că e atât de tulburător un divorț, încât ele fiind mai sensibile, ajung, v-am spus, în depresii. Ajung să fie sau sunt atacuri de panică, sau ajung în orice caz într-un dezechilibru emoțional. Și atunci, practic, în momentul în care intră în terapie, când de obicei intră cu soții sau fără soț, dar marea majoritate intră singure, și văd acest lucru, poți să înțeleagă că, de fapt, faptul că trebuie vrei să-ți schimbi bărbatul nu este un lucru salvator. Până la urmă, tu trebuie să vezi ce probleme ai și tu. Să începi și tu să te uiți la tine. Da, da. E foarte important. Și de asemenea, când, de exemplu, s-a încheiat o căsnicie și se accesează un divorț, trebuie să te uiți să vezi ce a dus acolo. Chiar nu recomand persoanelor după un divorț să le căsătorească imediat. E nevoie de un an, doi, să zicem cumva, de alinarea sufletului și a inimii. Și de bolii ăla sufletesc. De da, exact. Ca după moartea cuiva, că de fapt a murit iubirea dintre cei doi. Uh-huh. Trebuie să știți că la căsătorie există un îngeraș al căsătoriei. Serios? Da, există. Deci în timpul cununiei, un îngeraș preia această sarcină a căsătoriei celor doi. Și în momentul în care apare divorțul, pentru cei care fac în biserică lucrul ăsta cu preot, în momentul în care apare divorțul, îngerașul e în duliu. Săracul. Da, e supărat. Da, deci... Și el ce face când s-a despărțit cuplul? Pleacă? Nu știu. Pleacă îngerașul? L-am întrebat. Cu cine rămâne cuplul? Păi da, păi e important. Cu cine rămâne? Cred că cu copilul. Cu femeia sau cred cu bărbatul? Cred că cu copilul. Cu copilul. Și dacă nu e copil, cu cine? Cu femeia sau nu cu bărbatul? Știu. Dar trebuie să știți că din punct de vedere energetic, fiindcă vorbim de copii, copilul reprezintă așa, jumate mama, jumate tată. În momentul în care se produce divorțul, copilul este rupt în două. Energetic vorbim. Aici este trauma. Că el nu știe cu cine să țină, și cu mami și cu tati. Adică și nu înțelege. Bine, oricum copilul rămâne cu mami lui și tatii lui toată viața, pentru că ăia sunt părinții lui, chiar dacă e unul la Ana și unul la Caiapa, unii sunt despărțiți, da? Da. Chiar dacă sunt împărțiți, de, poate la distanțe diferite, tot părinții lui rămân. Da, numai că este foarte greu de primit, depinde de vârstă. Deci sunt anumite perioade, deci aici trebuie să faci exact cum spuneați dumneavoastră și o să-mi permite să spun la un moment dat despre alegere. Mm-hmm. Până la urmă și căsătoria și divorțul e o alegere. Deci în momentul în care totuși lucrurile nu funcționează, în momentul în care lucrurile sunt traumatizante, în momentul în care se ajunge chiar la o boală, atunci este mai bine să alegi un divorț, până la urmă, chiar dacă și acesta este traumatizant, trebuie să alegi rău din rău. Adică să vezi ce e mai bine și pentru tine și pentru copil. Pentru că trebuie să știți că și într-un căsnicii unde, de exemplu, mama rămâne cu tata, deși tata o agresează sau are diverse probleme sau consumă alcool foarte mult, se produc la un moment dat traume pentru copil, pentru că copilul, să vedeți, o să vedeți, începe să țină cu mama. Deci are o problemă că ține prea mult cu mama, cea că să o protejeze, deci știe că tata e ăla rău care vine și o bate pe mama sau bea. Adică acum începe să jurească tatăl. Depinde ce îi spune mama. Da, și vede. Foarte mult da, și vede, se vede. Știți, da? E acolo, crește și vede. Adică și la un moment dat, în primul rând, este foarte impresionat de amărăciunea mamei. Trebuie să știți că e, special bine, băieții. Dacă, uite, de exemplu, dacă mama îi spune, uite, dragul meu copil, îi arată schema asta și zice așa, nu e tati de vină, eu sunt, că eu am creat chestiunea asta. Ce mai zice copilul?
Nu, copilul nu știe acest lucru ca idee. El știe decât că vrea iubire și de la mami și de la tati. Aia e. Și cineva e de vină pentru asta. Exact. Și caută de obicei și ia vina asupra lui. Să știți, marea majoritate consideră că ei sunt vinovați, că părinții nu se înțeleg. Și își asumă, devin copii care sunt un pic mai maturi, da? Își asumă responsabilități și chiar se îmbolnăvesc la un moment dat. Tristețea lor de aici, de aici vine, pentru că ei zic așa, dar dacă eu sunt de vină sau dacă n-am fost iubit suficient de o parte sau de cealaltă sau păi, dacă, ce este sau copilul? Da. Este produsul iubirii. Da. Dacă iubirea s-a destrămat, înseamnă că el unde stă? Adică e în aer. Știți cum ar veni? De trauma copilului într-un divorț este una foarte mare. Da. Odată, din acest punct de vedere, alta din punctul de vedere al energiei, pentru că iubirea lui se rupe, alta din nu punct de vedere... Nu mai are încredere și curaj. Exact. Acum gândiți-vă că poate mama se recăsătorește și nu e prea bine primit copilul, nu e prea bine... Dacă de celălalt... Sau el nu acceptă. Nu, sau el nu acceptă. El pentru că el nu poate accepta. Așa, deci e o dramă în sufletelul copilului. Eu am avut un caz la un moment dat cu o doamnă care avea o fetiță. De adevăr era și puțin răsfățată, dar și traumatizată după divorțul mamei. Și a păruse un alt partener după 2-3 ani de zile. Și fetița nu vrea. Ea spunea că mama ei nu trebuie să căsătorească niciodată. Da. Deci era foarte tranșantă, ea nu vrea pe nimeni. Nu, mami nu trebuie să căsătorească, nu, că se înțelege cu... Vine tati. Ea aștepta încă pe tati ei. Ei bine, vreau să vă spun că am mai întâlnit părinți care folosesc și copiii pentru a nu divorța. În sensul în care? Cum adică îi folosesc? Mamele, în special, să cu tații să vorbească, copiii pun să vorbească, că ai tati, întoarce-te acasă. Ai, că... e firesc asta. Și asta iar înseamnă... și... Nu, ce, ca, exemplu pe care tu îl dai este unul probabil de abandon familial, în care mama nu este de acord cu acest divorț și sigur că folosesc copiii, dar e o traumă pentru copil și exact, mai mare. Exact, da. Este o traumă și mai mare. Acum este foarte important că dacă totuși e bine să ții de o căsnicie și e bine să lucrezi foarte mult, dar eu aș da un sfat foarte mult telespectatorilor și în special femeilor, că știți, ele sunt cele care în general luptă mai mult pentru căsnicia lor. Datorită faptului că au și responsabilitatea copilului, că ele l-au făcut și pentru că, în general, copiii rămân cu mamele, știți? Adică, practic, ea rămâne cu un copil de crescut și știe că va fi greu și atunci luptă foarte mult pentru această căsnicie, face tot felul de compromisuri, ca, de exemplu, alcoolismul soțului sau, de exemplu, faptul că mai apare încă o persoană în cuplu, deci a treia persoană în cuplu și, sau, de exemplu, agresivitatea soțului, da? Și trece peste ea în speranța că face compromisuri, deci. În speranța că lucrurile se vor așeza și vor merge pe făgașul normal. Lucrul ăsta se întâmplă în foarte puține cazuri. Adică este în regulă compromisul, doamna doctor? În principiu e un compromis și orice compromis nu duce la nimic bun. Asta e. Există și situații când se întâmplă, dar sunt foarte puține. Adică nu merită să te riști. Adică mi-e foarte greu să accept unul care mă cocoșează în bătaie pentru că ce? Pentru că ce? În general, când apare agresivitatea, pentru că vreau să vă spun ce reprezintă agresivitatea, reprezintă ură. Deci când lovești pe cineva, nu mai iubești persoana, e clar. Și înseamnă așa, înseamnă neputința ta ca individ să te stăpânești, să nu poți să gestionezi o relație, în primul rând te urăști pe tine și pe aia urăști pe celălalt pentru că ajungi să-l lovești. Când îți lovești jumătatea, e ca și când te lovești pe tine. Hmm. Știți cumva într-un fel. Da, de ce nu-și dă și el două palme? Aici mai dă. Problema este că știți ce se întâmplă în momentul în care un bărbat... Am văzut eu unii sunt așa de tari, ei, adică ce o mai altoiesc eu și am văzut un reportar, păi dar cum dau mai altoiesc eu și pe aia căde? Bine, acum știți ce se întâmplă? Există foarte mult și în cultura noastră românească, există chestia asta că poți să mai dea bărbatul, știți, femeii o palmă și că asta îi prinde bine, cum poți să mai dai copilului o palmă și îi prinde bine, dar fac parte, nu știu cum să vă zic, de un anumit nivel. Adică mai există undeva, dar un nivel mai jos al populației. Uh-huh. Acum, la un nivel, să zicem, mai normal sau chiar superior, nu se mai pune problema așa, că la alt nivel se bat în parte, știți? Adică ați văzut la televizor că se bat în parte unul cu altul, pentru că femeile care pot nu stau acolo să fie bătute. Dar vreau să vă spun, apropo de VIP-uri și de asta, să știți că divorțul, până la urmă, e un lux. Nu oricine își permite să dea divorț, pentru că asta presupune, mai ales pentru o femeie, presupune așa foarte mult curaj,
foarte multă, până la urmă, responsabilitatea de a lua o decizie, mm-hmm. da? Își asum creșterea unui copil singură, că până la urmă este. Doi la mână este marca societății după aceea de femeie mm-hmm. singură și că e dezastru și știi ce spune lumea. Da, da, da. Și după aia creșterea copilului, adică tu n-ai un viitor clar în față. Ori ca să... Și după aia cu banii. E foarte important să, ca persoana care divorțează, dacă femeia face lucrul ăsta, să fie o persoană care să fie cât de cât independentă financiar, mm-hmm. adică să aibă un și servici, să-și poată crește copilul. Pentru că marea majoritate a femeilor nu divorțează, deși duc niște căsnicii execrabile, adică sunt agresate, sunt așa, tocmai pentru că nu văd cum pot să gestioneze financiar, adică nu au banii necesari, ele nu lucrează sau nu au bani, n-au curaj, va trebui să împartă casa, știți că și aici o problemă cu la divorț e foarte multe nu divorțează tocmai din această treabă. De-abia au făcut rus de o casă și trebuie să o împartă și pe aia. Și mai sunt și situații anormale. Am văzut și la VIP-uri când locuiesc în același imobil, ceea ce e dezastru. Da. Deci după ce te-ai căsătorit, după ce ai divorțat, când tu ți-ai aruncat diverse, da? Adică numai iubire și de ce ură, ți-ai aruncat tot felul de, cum spuneați dumneavoastră, traume, dumneavoastră spuneați lături, eu spuneam traume psihoemoționale, așa, a da, rămâne... Nu, eu, pe mine mă deranjează când îți... Speli brufele în public, da. Doamna doctor, păi odată l-ai iubit pe omul ăla. Da. Nu, că dacă ajungi la divorț, e clar că nu-l mai... Păi dacă l-ai iubit, dacă l-ai acceptat în pat, dumne, cum să vii să-l faci albie de porci? Da, mi-ai făcut și un arunce copil cu el. Așa și cum? Adică înseamnă că tu ai făcut o alegere proastă inițial și este ca și când te spui tu cenușă în cap. Adică te critici pe tine cum ar veni, nu? Da. Așa vine, adică... Eu aș vrea să zic, apropo de alegeri, aș vrea să vorbesc despre alegeri, pentru că, practic, hai să zicem că prima alegere pe care o facem ca să ne ajungem la divorț e căsătoria. Aici trebuie să fim foarte atenți, să vedem pe cine alegem, cu cine ne căsătorim. Da, Aline, fii atentă aici, ca dacă să vezi pe cine alegi. Dacă vorbim așa că divorțul e o boală, așa să zicem, a sufletului la un moment dat, că e o boală, că suferi foarte tare, să zicem că dacă vrei să faci medicină preventivă în chestia asta, trebuie să te căsătorești sănătos. Adică să ai grijă ce alegi. Da. Dar ce înseamnă să te căsătorești sănătos? A spus un cuvânt foarte bun și zici să te căsătorești sănătos. Ia să vedem ce înseamnă asta. Păi, în primul rând înseamnă o evaluare a ta personală că tu te căsătorești. Trebuie să știi dacă tu ești pregătit așa, din punct de vedere fizic, adică să ai peste 18-20 de ani, ca să poți să ai contacte sexuale normale, să fii organul reproducător, să fii ok la maxim, adică deci nu sub 18 ani ca idee, dar ar fi bine după 20 de ani, să zicem. După aia să fii o persoană care, din punct de vedere emoțional, să fii stăpân pe tine, să nu fii o persoană din aceea care are nevoie neapărat de cineva în jurul tău și înlocuiești viitorul soț cu ce a fost mama, tata pentru tine. Adică nu te poți descurca, ai nevoie mereu de cineva să te spună că ești bun sau că ești în siguranță. Deci știți că sunt persoane pulsatile, de exemplu, care sunt foarte dependente de cei din jur, așa nu se pot descurca singure. Și atunci dacă tu, un bărbat, ia o persoană, să zicem, pulsatila, își ia, m-ar veni o belea pe cap, adică tot timpul trebuie să stea ca un copil, trebuie uh-huh. mereu să stai. Uh-huh. Nu e o persoană emoțional completă, deci uh-huh. este o persoană care nu a fost crescută de părinți sau poate așa s-a născut, să fie o persoană puternică, sănătoasă din punct de vedere emoțional. Uh-huh. Da? Uh-huh. Bun, e prea timidă sau nu se descurcă. Iar din punct de vedere sufletesc, să n-ai traume, adică să ai uși închise, deci să nu fi avut o iubire înainte, să nu fi făcut curat acolo și să stea gândul mereu la altă persoană. Pentru că atunci nu intri cum trebuie în căsătorie, da? Și de asemenea, din punct de vedere mental, să ai un ego, da? Adică o personalitate care să fie în armonie și să nu fii prea mândru, orgolios, nerăbdător, să fii agresiv, adică să n-ai o problemă, știți? Că dacă ai o problemă, atunci mai bine nu te căsătorești, că nu duce spre bine, știți? Adică și după aia să evaluezi și la cealaltă persoană dacă este tot așa ok din punct de vedere al sănătății și să te mai uiți și mediul din care e acea persoană, mm-hmm. pentru să te uiți și la mama soacră, să te uiți și la tata socru, pentru că, de exemplu, mama soacră o să-ți crească nepotul, copilul, știți? Adică, de exemplu, e așa, ca bărbat, da? E o soție dintr-un mediu, să zicem, poate cumva social, mult mai jos decât tine, mult mai jos. Dar ea a performat, a ajuns bine, frumoasă, deșteaptă cât de cât și ei. Dar știți, până la urmă... Asta înseamnă că a fost bine crescută, că a fost bine crescută sau că a evoluat ea bine, că s-a putea și ea să se ridice foarte tare. Dar acolo sunt niște traume, totuși, dacă tata a fost pușcăriaș sau dacă mama are niște probleme. Până la urmă, știți, când se naște copilul, bunicii ea vor
singur și ei copilul. Și ajung să-ți crească ține copilul. Adică trebuie să te uiți să vezi, măi, știți cum e vorba aia românească? Uite-te la, la mamă ca să o iei pe nevastă, da, da, la mama da, ei. Da, da. Știți cumva? Și trebuie să începi să te uiți și la acest lucru, pentru că sunt foarte multe lucruri din spate. Una e ce arată pe față și una e ce se întâmplă, știți, adunate. Și trebuie să știți că, în general, femeile sunt mult legate, fetele sunt mult legate de familie. Sunt mai legate decât bărbații. Bărbații sunt legați de mamă mult, dar, în general, ei se pot desprinde mai ușor. Marea majoritate. Vorbesc de cazuri izolate când există cordon umbilical netăiat mult între bărbat și, și mamă. Dar, în general, femeile, știți că de aia se spune și în societate, când dacă faci fată, are grijă de tine, știți, decât băieții că pleacă. Adică, fetele, în general, sunt mai apropiate de tine, știți, ca idee. Și atunci este... trebuie să te uiți să vezi, pentru că ea automat va ține și cu familia ei. Și, deci, practic, ai și familia ei pe cap, ca să înțelegeți. Deci, când te-ai însurat cu o persoană, o iei și cu familie, cu tot. E clar, deci, și trebuie să-ți asumi acest lucru, adică s-ar putea să nu-ți placă familia, să-ți placă ea, dar trebuie să știi că ăla e tata lui nevasta ta și trebuie să și-l respecti, da, că l-ai luat ca idee. Și să-i accepti și ideile. Și dacă nu-ți place, nu trebuie să o iei pe ea, că așa arată tasul. Știți? Nu, interesant. Da. Iată că așa este. Pentru că, de exemplu, nu-l suporți pe persoana, dar asta îi faci rău doamnei, pentru că nevasta ta va suferi că tu ai o problemă cu tatăl sigur ei. Că da, adică sigur. Ea iubește tatăl și atunci trebuie un pic de responsabilitate aici. Trebuie să te uiți să vezi ce se întâmplă. Sau, o să vorbim poate și de a doua căsătorie. La a doua căsătorie e și mai complicat, pentru că apar și copii din alții astea și e mult mai complicat acolo. Lucrurile, îți trebuie foarte mult eroism, știți? La a doua căsătorie. Da, da. Bun. Bun, luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim, că tema este extrem de interesantă și incitantă. Ce am înțeles eu după prima căsătorie, că după prima parte a emisiunii, că după prima parte a căsătoriei, a emisiunii, am înțeles următorul lucru. Domnule, bărbatul îl duci la doctor dacă tu te îngrași. Asta înseamnă că el are blocaj. Ce mai înțeles? Am înțeles că... Sunt gruzii subiective, văd. Am înțeles că atunci când te căsătorești, să vezi bine ce, cum sunt părinții celei pe care pe cine tu vrei ei? Să o iei cu ei cu totul. O iei la pachet. La pachet. O iei la pachet. Adică să știi bine dacă îți place de socru și de soacră, pentru că iei la pachet. Trebuie să faci Crăciunul cu ei, știți? Da, iei la pachet, da. Așa. Și ce am mai înțeles, doamna doctor? Că este foarte bine să, până să divorțezi, să te uiți să vezi dacă tu n-ai probleme, că degeaba divorțezi, că îți vine altul la fel. Așa. Așa. Și să te căsătorești sănătos. Adică, da. În momentul în care tu te căsătorești, să ai sufletul foarte sănătos, ca să-ți iei un bărbat adevărat, pentru că dacă ai sufletul bolnav, evident vei lua un păcat amărâte. La o scurtă pauză de publicitate și continuăm discuția foarte interesantă. Deci câte probleme sunt cu divorțul, care sunt cauzele lui, unde trebuie să căutăm și mai ales ce ar trebui să facem pentru a nu ajunge în situația asta, dacă mai putem salva ceva. Bun, pauză și revenim. Am revenit în direct și continuăm dezbaterea noastră. Alături de noi este și Remus Vintilă, copil de copil. Remus, chiar vreau să văd poziția ta vis-a-vis de această temă. Da. Și cum este reflectată ea în Biblie. Și mai ales și poziția ta de copil de copil. Copil de copil, tânăr, care urmează și el să se căsătorească, să facă o alegere. Nu? Biblia ne oferă foarte multe indicații referitor la această temă. Ca să putem să înțelegem divorțul, trebuie să mergem cumva pe căsătorie, adică să începem cu căsătoria. Divorțul nu este numai atunci când se rupe o căsătorie, o cununie. Divorțul poate să fie în multe etape ale vieții, să divorțezi, să
te rupi de ceva. Și vreau să încep cu poziția Bibliei și a Vechiului Testament. Știm că lui Adam i s-a oferit o femeie, pe Eva. Știm că femeia aceasta a fost creată din Duh, adică de la Dumnezeu, și din, și din coasta lui Adam. Dumnezeu a extras de acolo, din coasta aceea, vedeți dumneavoastră, nu a extras nici din picior, nici din genunchi, nici de nicăieri. Din zona inimii. Exact, din zona inimii. Da. Asta ne arată că femeia nu trebuie să stea nici sub papucul bărbatului. Da, da, am dat exemplul acesta, dar uite cât... Remus, că na, ce frumos a zis el că femeia e din zona inimii, nu trebuie să stea nici la papucul bărbatului, nici în capul bărbatului, nici... Domnule, nu, excepțional. Da. Iată. Asta trebuie să înțelegem. La începutul creației, Dumnezeu a permis poligamia, dar poligamia oficială. În sensul că un bărbat putea să țină mai multe soții, mai ales patriarhii, bărbații bogați ai Vechiului Testament, dar bineînțeles să fie cununați, căsătoriți la timp. Și cu alea? Și cu celelalte? Și cu celelalte 2, 3, 5? Până s-a înmulțit populația. După aceea Dumnezeu a oprit aceasta și a lăsat numai căsătoria monogamă. Ce vreau să vă mai spun? În căsătoria păgână, deci în toată civilizația Europei sau mai ales a Europei, în civilizațiile păgâne, nu se punea mare accent pe căsătorie. Știm foarte bine că romanii își schimbau chiar soțiile între ei, pentru că nu puneau mare preț. Era o distracție, mai ales în acele bancheturi care se organizau. Orgiile erau foarte la modă și chiar erau sub binecuvântarea zeilor. Când a venit Domnul Iisus, mai ales în Noul Testament, Dumnealui a binecuvântat instituția căsătoriei prin nunta din Cana Galilei. Deci prin participarea aceea, Domnul Iisus a binecuvântat și a sacralizat acel lucru. De aceea în toate bisericile, de toate confesiunile recunoscute, se spune în felul următor că ce a unit Dumnezeu omul să nu despartă. E foarte mare legătura aceasta. Sunt permise însă niște excepții la divorț care le menționează Biblia și acestea sunt de despărțire. Odată ar fi decesul care nu ține de divorț, deci recăsătoria după deces, și al doilea, foarte des menționat, este adulterul. Adulterul. În caz de adulter dovedit, fie că este femeie sau fie că este bărbat, are dreptul să se despartă. Pentru celelalte cazuri mai există îngăduință, mai există mai știu eu ce. Mai sunt câteva cazuri pentru violență, care iar să spune că trebuie, și pentru consumul de alcool excesiv, care tot așa este îngăduit să te desparți. Să te desparți. Ce vreau să vă spun? Tertulian, în secolul al doilea, știți foarte bine că Tertulian este unul dintre scriitorii bisericii creștine primare, spune așa: dacă trebuia să avem mai multe soții, atunci ar fi luat mai multe coaste din Adam, nu doar una. Ah, excepțional! Deci, excepțional! Așa spunea Tertulian, care este unul dintre primii creștini, când biserica era pură la început, fără prea multe dogme și adăugiri, adică se găsea doar după Biblie. Ghidajul era, vă dați seama, secolul II este imediat după apostoli. Știți că în timp biserica s-a mai alterat, că asta este. Nu oamenii schimbându-se și părăsind scripturile. Uite, nu m-am gândit la asta, Remus, dar e foarte adevărat. Când lua toate coastele și își făcea la neveste, dar nu mai avea. Când biserica s-a oficializat la Constantin cel Mare, știți că s-au mai adus niște lucruri din păgânism și ce s-au gândit? E un lucru frumos totuși, nu mi se pare un lucru păgân. Au spus că la taina cununiei să se mai adauge niște simboluri, simbolurile inelelor. Adică... Înseamnă unima. Da.
primii creștini până la Constantin cel Mare nu aveau această... Eu zic că cel mai mult este legătura spirituală, că poți, ați văzut, sunt cazuri care înșală și cu vergheta pe deget și cu... Eu nu cred că te poate lega până la urmă ceva material dacă nu este legătura, în primul, sufletească, evident, spirituală. Oamenii trec peste orice până la urmă. Deci, nu, dar ține de simbolistică. Permiteți, apropo, o secundă, apropo de simbolistică, știți că inelul se pune pe un deget, care este degetul inimit inelar. Acum, e foarte interesant că în acupunctură degetul ăsta este al înțelepciunii. Deci, iată, eu mă așteptam, de exemplu, să fie degetul iubirii, știți, al afectivității. Dar care, este... care e acel al iubirii? Acesta. Al mic. Da, că e cu inima. E cam mică iubirea. E cam mică, e al inimii. Da. Și ăsta este al înțelepciunii, e foarte important. Da, ia stați așa, că deci trebuie să ai înțelepciune mai mare, da, decât iubire. Da. Ăsta și este ăsta mare de tot? Pentru că este mare agresivitatea, da. E cel mai urât, da. Ăsta este al judecății. Și al judecății, deci agresivitatea este mai mare în om... Nu neapărat, este de asemenea... Decât judecata, da, și înțelepciunea, iubirea, ce să mai zic, că e micuță rău. Nu știu că dacă dimensiunea lor reprezintă, are un sens. Cât eu are? Cred că toate sunt ceva. Știți? E foarte important. Și acesta e al siguranței. Al siguranței. Dar e foarte interesant că eu am fost surprinsă că cel pe care se pune inelarul al înțelepciunii, adică în momentul în care te căsătorești, iei și tu o decizie înțeleaptă. Nu e așa că iubești o femeie. E cumva un pas mai profund. Asta spuneam. O, ce lucruri interesante ne spuneți. Ia uite ce invitați deosebiți am eu în seara asta. Am aflat foarte multe lucruri. Și eu mă duc, merg acasă, în primul rând îl trimit bărbatul la doctor să se, are acolo un blocaj, să se, da, deblocheze, ca eu să slăbesc. Aflu într-adevăr și sunt lucruri excepționale pe care le spune Remus aici, că da, așa este. Dumnezeu a făcut o singură coastă, a luat din Adam ca să o facă pe Eva și din zona inimii, într-adevăr. Deci nevasta trebuie să stea la inima bărbatului, la sufletul lui, la inima și o să citim bărbatului. Și niciun caz nu este nici la picioarele lui, dar nici în capul lui, ce e drept. E drept. Deci la inimă, deci undeva la sufletel. Deci să spunem partenera sufletului. Trebuie, exact, partenera sufletului. Da. Da. Și am mai văzut ceva foarte interesant, că inelarul este pus pe degetul înțelepciunii și că degetul agresivității este cel mai mare la om. Îl depășește cu mult pe ăsta al iubirii, micuț, micuț, bine, dar dacă stăm și ne gândim dacă ar fi și atâta iubire și ar fi bine. Da, dar v-am explicat, deci nu lungimea degetelor spune, pentru că trebuie să știți că, în general, fiecare... A, dumneavoastră îl aveți mai mare pe ăla. Da, da. Păi da? Ce, nu mai mă joc, păi da, al meu e mic, nu mic. Nu știu, acum vedeți. Da. Dar să știți că, în general, în corpul nostru totul are o semnificație, dumneavoastră știți că... Ia remușe degetele tale, ia. Nu, no, nu, no, nu, no, întinde așa să văd eu. E la el... Cam micuț și la tine. Doamna doctor îl are, ce deget mic mare. Da. Da, interesant. Așa. Și asta spuneam că e foarte important că femeia... Și își analizează limba. Toți din regie își analizează degetele. Cum e, Liviu? Mare sau mic? Știți... Cam mare la tine, cam mare. Da. Partenerul de lângă noi, de fapt, este cumva ceva și din noi, dar și ceva străin de noi, pentru că primul străin pe care noi suntem cumva provocați să-l iubim, pentru că, de fapt, noi nu suntem rudă cu soția. Suntem decât rudă cu copiii noștri, că sunt copiii noștri, dar cu soția nu suntem rudă. Știți? Cumva într-un fel. Da. Adică nu suntem rudă de sânge, da? Mm-hmm. Cum ar veni. Da, nu ar suntem... trebui să fim, dacă noi suntem din Adam, din el, suntem un corp. Suntem de două ori rude, dar doamna doctor știu la ce se referă. Normal, n-avem voie să fim rude de sânge primare, da, pentru că intrăm la incest. Da, da. Intrăm la incest, dar suntem rude odată din Adam, deci de la primul oameni care asta suntem toți, și odată în Hristos, dacă suntem creștini adevărați. Deci asta, dar de sânge primar. Adică frații în Hristos sau exact. Rude.
frați în Hristos. Da. Pentru că Biblia arată, s-a permis decât la începutul începuturilor, când s-au mulțit neamurile acest lucru. Deja la Lot, cu fiicele, i-a blestemat Dumnezeu și s-au ales urgile da, de ei. Da, da, deci da. S-a permis decât pentru un caz era excepțional. Era incest, adică Lot și fiicele. L-au îmbătat fiicele, da, mă rog, ele nu puteau să... Să nu facă cu copii. Cine să facă, da. Problema este că atunci când cumva noi nu putem să ne împăcăm cu primul nostru străin de lângă noi, cumva, într-un fel, și tema noastră aici pe pământ este să iubim pe toți din jurul nostru, pentru că de fapt noi suntem același lucru. Deci fiecare suntem de fapt același lucru. În momentul în care nu putem să iubim cum ar veni pe soția noastră, noi nu putem să iubim nici pe ceilalți. Deci ăsta este primul prag, cumva, sau prima noastră temă. Să putem să ne înțelegem cu cel cu care împărțim ce? Masa, copii, patul, iubirea. Deci, practic, e cea mai apropiată ființă omenească de noi. Mm-hmm. Și dacă noi, cumva, nici cu ăsta nu putem, măcar cu ăsta nu putem, nu putem pretinde să fim în... Sau e posibil doar cu ăsta să ne certăm și nu și cu ceilalți? De obicei o să vedeți că nu. No? Pentru că trebuie să știți că, în general, toate relațiile noastre... Păi știți, cei care au probleme acasă nu au probleme și în carieră? Da. Deci cam despre asta este vorba. Deci trebuie să știți că în general centrul energetic numărul 2, acela cu portocaliu, știți ca idee, este și zona creativității și atunci este și zona familiei și relației bărbat-femeie sau soție, vreau să spun. Uh-huh, uh-huh. Și când sunt dereglări acolo și la femeie se manifestă lucrul ăsta prin probleme pe uter, de exemplu, sau anexe la bărbat cu impotență și cu diverse lucruri, trebuie să știți că când au probleme în doi, nici la serviciu nu îi merge bine. Deci e cumva... Păi nu întâmplător familia este celula societății. Exact. Pentru că... Și sunt foarte multe situații, deci nu e împlinitor. Da. Sunt situații de persoane, de exemplu, care au o carieră cât de cât, dar n-au familia bine și atunci când vin acasă au senzația că n-au cu cine să se bucure. Știi? Da. Și banii. Și au o goliciune sufletească. Exact. Pentru că nu banii fac totul. Adică sunt și bani importanți, sunt cumva banii sunt o reflectare a ta, a împlinirii tale. Dacă tu ești împlinit, vin și banii, vine bunăstarea. Vine abundența. Da, da. Dar abundența trebuie să fie întâi în tine. Și atunci dacă tu n-ai abundență și ai sărăcie în tine, cu cine să nu te poți împăca cu cel de lângă tine? Și primul pas este să putem să ne împăcăm, să fim în armonie cu jumătatea noastră, de fapt. Că noi, de exemplu, când ne certăm jumătatea, în cine dăm? În noi. Că dăm în cealaltă parte, a noastră, cumva, excepțional, da. 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 Eu, de acum exemplu... depinde, doamna doctor, păi stați puțin, că mai e o chestiune, dacă se îndepărtează jumătatea asta, că știți că sunt cupluri care, ce să, sunt singuri, singurătatea în doi care este și mai mare. Și dacă se îndepărtează mai dai în tine, se numește dai... indiferență. Păi... Persoanele sunt foarte departe, se numește indiferență. Dar asta poate să însemne că nici nu te iubești pe tine mult. Aolo. Da. Adică știți ce se întâmplă? Când jumătatea adică orice, pleacă... Adică eu înțeleg următorul lucru. Orice ți se întâmplă în viață, cauza ești tu. Nu, trebuie să te uiți și la tine. Nu, dar cauza ești tu, asta da, e. Da, în principiu, da. Acum, nu spun exclusiv 100%, dar cumva contează foarte mult. Uh-huh. E foarte important, eu, de exemplu, să vă spun cum procedez. Dacă am o problemă în jurul meu, nu știu, la clinică cu asistentele, sau, Doamne ferește, cu soțul, sau cu părinții mei, sau se întâmplă ceva, am un mic conflict. Problemă, da. Eu întotdeauna mă uit, ce anume din mine, ce conflict interior ce al meu eu? A reflectat acolo acest ce aspect. Ce greșesc eu, da? Exact. Da. Adică ce semnifică? Pentru că trebuie să știți că totul în corp este în semnificație. De unde am ajuns eu la acest lucru, fiindcă făcând medicină holistică, la mine totul înseamnă simboluri. Da. Totul e un simbol. Și trebuie să știți că noi dacă începem să descifrăm simbolurile noastre, putem să înțelegem mult mai profund lucrurile. Pentru că, de fapt, ce ne îndeamnă conștiința noastră, da, mintea sufletului, la autoreflexie. Noi nu știm, de fapt, sau cum putem noi evolua, este să ne începem să ne uităm la noi înșine. Noi de ce venim aici? Venim ca să ne dezvoltăm nivelul nostru de conștiință și nivelul nostru de spiritualitate, că ăsta este tema noastră, din atâtica în puțin mai mult. Pentru asta venim noi. Marea majoritate, dacă intrim, nu știu, venim să ne facem case, mașini, să avem soții și să ne facem, să ne simțim bine.
Păi ăsta este partea fizică. Dar noi suntem așa, un suflet de sus. Dar să știți că dacă stă partea fizică bine, și spiritualul stă bine. Nu întotdeauna. Este foarte greu să stai bine spiritual când tu ești sărac, lipit pământului. Nu există așa ceva. Nu există. Da, decât tocmai. Sunt cazuri extreme. De exemplu, tocmai. Este vorba celor care stau în mănăstiri, da, ca idee, în care nu-i mai interesează deloc partea fizică, deci adică acolo nu mai e nevoie și cresc în spiritualitate foarte mult, că asta e tema vieții lor. Și au ales acest lucru, o alegere. Doamna, dar doctor, de obicei, sigur, eu vreau să vă spun o chestiune care se întâmplă frecvent, da. Și dacă vreți reprezintă una dintre cauzele divorțului, banii. Da. Lipsa lor duc la certuri, da. La probleme majore, reale, în care spiritul nu se mai poate simți bine. Pentru că asta este moneda traiului bun sau rău, acest ban. Și se spune banul e ochiul diavolului. Măi, nu prea aș zice eu că. De ce? Îți dă confortul, doamna doctor. Și fără confortul ăsta, cum să vă spun, a unui trai decent. Dar fără confortul unui trai decent, nu poți să fii prea spiritual, da, trebuie că nu prea să știți, exact. Trebuie să știți că sunt o reflectare a ta. Dacă noi știți că materializăm, de fapt, tot ce se întâmplă, inclusiv dezastru, să zicem, financiar sau economic, care se întâmplă la noi, este rezultatul unor transformări foarte mari, a unei vibrații foarte joase pe care o avem, foarte multă lume, da, ca idee, și știți că acum sunt niște modificări foarte mari la nivelul globului pământesc, care a trecut pe vibrație foarte înaltă, iar noi am început acum, de exemplu, noi avem vibrație joasă și pământul vibrație foarte înaltă și sunt transformări. Și apropo de acest lucru, că, de exemplu, ce unul din lucrurile care a trebuit să le facem în perioada asta foarte mare este să ne uităm la mama pământ. Mama pământ ne poate ajuta foarte mult că ea are o vibrație înaltă. Deci noi stăm pe un pământ, da? pe Terra. Și, cum să zic, o parte din noi este a pământului, că știți că acolo ne întoarcem. E foarte important, putem să ne găsim, să tragem foarte multă energie de acolo. Dar ce facem noi acum este un dezastru, că ne apucăm să, ați văzut la televizor, să impactăm, să băgăm în pământul nostru sfânt, și anume un Dobrogea, unde acolo a fost prima sămânță de ortodoxism la noi. Deci de acolo a început la noi așa ceva, da, ca idee. Nu mi-amintiți de gazele noi, de șist, și noi vrem să facem, să cedăm noi acolo substanțe cancerigene în propriul nostru pământ, pe neauto sabotăm, pentru că vreau să știți că în acupunctură, de exemplu, preparatul care reprezintă cumva pământul, reglează tot. Este extraordinar de important. Este reglează tot sistemul endocrin. Și sistemul endocrin este exact pe centrii energetici, este vital. Aproape că la fiecare pacient îi dau așa ceva. E foarte important. Și de aceea noi trebuie să începem să ne recăpătăm energia pământului. Noi ne-am îndepărtat de asta. Nu mai mâncăm ce e pe pământ foarte mult, ce crește pe pământ. Nu mai mâncăm natural, adică știți foarte bine și stratul de stăm pe asfalt la 10 cm de pământ. Sunt foarte puține persoane care stau la case, deci știți, ca să aibă energia pământului. Deci noi trebuie să lucrăm cu latura noastră divină, cu spiritul nostru, dar trebuie să nu uităm pământul, pentru că trebuie să știm că energetic ne încărcăm și din pământ. Adică, de asemenea, pământul este și acolo care ne absorbe nouă tot felul de energii negative. Deci noi există așa numitul fenomen de împământare. Da. Uh-huh. Există persoane care lucrează energetic, bioenergeticienii, lucrează cu fenomenul de împământare. Adică ce înseamnă fenomenul împământare? Să te consideri ca fiind un copac. Tu ca și copac îți crești rădăcinile tale albe, așa, de exemplu, acoperă acest platou, după aia acoperă tot orașul, după aia acoperă toată țara, după aia tot continentul și după aceea le transmiți direct în centrul pământului și de acolo dai toată energia ta negativă, deci o cureți, și după care tragi foarte multă energie din pământ. Deci, practic, e foarte important pentru noi. Ori noi ce facem acum, că este problematică dacă pământul are o vibrație foarte înaltă, noi trebuie să ne apropiem cu iubire față de el. Și ce facem noi este un sacrilegiu acum, știți foarte mult. Da, da, foarte interesant. Da. Sigur, acolo cum se vede, deci din vreau punctul să tău de vedere, cu, într-adevăr, cu banul și cu averea, da. Și cu nu știu ce. Spunea doamna doctor puțin mai devreme, Remus, că
Bine, discutam aici că o problemă și o cauza divorțului este că oamenii sunt săraci. Stăm toți grămadă acolo și nu prea știți, poți să-ți aduci femeia, adică nevasta ta, iubita ta, acolo unde sunt foarte mult și nu ai intimitate. Da, am înțeles asta. Iată, fără lipsa banilor, da, nu? Lipsa banilor îți duce oarecum la un disconfort care se transformă în iubirea ta, în căsnicia ta fericită și așa mai departe, nu? Dar supraabundența la ce duce? Pentru că cele mai multe divorțuri văd în lumea mondenă că au bani. Da, la cei care nu le lipsesc nimic. Zici, bă, dar ce l-a lipsit ăsta? Domnul Iisus spune foarte clar. Uite, știi ce l-a lipsit? L-a lipsit iubirea până la urmă, că despre asta e vorba. Domnul Iisus ne îndeamnă la echilibru. Atâta timp cât ne ancorăm inima în ceva, întotdeauna prea mult bani, orice, deci nu numai la bani, atunci sigur am pierdut echilibrul. Și lipsa de echilibru... Da, aici ai dreptate. Armonia. Aici ai dreptate. Deci eu spuneam de un trai decent. Eu nu spuneam de supraabundență, cum spui tu, sau de nu știu ce. Eu spuneam un trai decent. Exact. Dacă îți dorești și mai mult și din ce în ce mai mult, ai o mare problemă. Exact. De care tu spuneai acum. Iar dacă tu îți pui bariera că tu trebuie să fii sărac și nu poți mai mult niciodată, deja ai rămas... Domnul Iisus critică, dar de ce critică pe tânărul bogat? Spune așa, vă spun iarăși că este mai ușor să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Dar atunci ucenicii s-au zmintit și au rămas foarte uimiți și au zis, atunci cine mai poate fi mântuit? Deci Domnul Iisus, continuă în Evanghelie, Domnul Iisus nu mustră niciun bogat. Din contră, dânsul a mâncat și cu bogații. Mustră bogații care se încred în bogățiile lor și care uită, se adapă din bogăția. Adică izvorul lor este în acele izvor. Bună seara, doamna Maria! Bună seara! Doamna Marina, am sunat să vă mulțumesc din suflet pentru emisiunea deosebită pe care o realizați și vreau să vă spun că în platou se află un tânăr pe care îl cunosc foarte bine și predică foarte frumos în Biserica Pentecostală. Vă rog să mă scuzați dacă am deranjat, dar simțeam nevoia să vă aduc mii de mulțumiri pentru că este o emisiune de suflet și ne încarcă pozitiv de fiecare dată. Mulțumesc foarte mult. El cred că predică peste tot, nu numai în biserica, nu știu în ce biserică predici tu. La toți creștinii care vor să audă cuvântul. Pentru că în fața, vă mulțumesc, doamna Maria, în fața lui Dumnezeu, dacă eu aș fi găsit un singur citat în Sfânta Scriptură sau că Iisus ar fi spus voi ortodoxilor, voi catolicilor, voi penticostalilor, aș fi zis, Biblia ne relatează decât modelul creștinului autentic. Atât. Nu spune. Nu face diferență de rasă, că spune că țiganii vor intra sau românii sau ungurii, de vârstă, de poziție socială, nu. Creștinismul arată egalitate, în primul rând. Egalitate. Mm-hmm. Nu te judecă că ai fost cel mai mare păcătos. Spune că fiecare om are șansa asta de a intra. Uitați, exemplul tâlharului după cruce pe mine mă uimește. Că erau doi. Ați văzut, unul care a cerut și altul care n-a cerut. Deci eu cred că în fața lui Dumnezeu trebuie să cercetăm foarte mult Scripturile. În Biblie spune așa, Scriptura interpretează Scriptura. Deci cine citește Scriptura de la cap la coadă și cu un duc de adevăr, cu un duc de înțelepciune, se zice, Doamne, eu vreau să cunosc cuvântul și planul Tău pentru mine. O să vă citesc aici ceva foarte interesant. Atunci preoții și învățătorii legii l-au întrebat, de ce nu țin ucenicii tăi datina bătrânilor și de ce nu păzesc tradițiile? Iisus le-a spus, fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris. Poporul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba mi se închină ei învățând cu doctrine niște porunci omenești și inima lor este departe de mine. Voi lăsați poruncile lui Dumnezeu care le știți din Scripturi și faceți niște datini omenești. Da,
Eu înțeleg de aici, din cele spuse de doamna doctor și de Remus, că totul se face cu măsură. Echilibru. Deci echilibru este extraordinar de important. Cumpătarea. Cumpătarea, echilibru, pentru că orice dezechilibru exact duce atât la boli, cât și la, iată, neînțelegeri cu cei din jur. Și, de fapt, echilibru înseamnă și căsătorie, pentru că dezechilibru înseamnă divorțul. Așa, și singurătatea. Da, deci, practic, ca să poți să ai o căsătorie, trebuie ca amândoi partenerii să fie într-un echilibru sau măcar unul să tragă către echilibru. Că așa poți să apară multe probleme. Dacă nu ai acea conștiință, adică a doua mintea noastră, cumva într-un fel, ca să vezi totuși că poți să fie ceva temporal sau ca să îndrepți lucrurile sau să începi să rezolvi, să înțelegi anumite lucruri. Vă dau un exemplu. Dacă soțul este un pic supărat, să zicem, și este o persoană dominatoare și se ia de femeie, știți, adică se ia de ea cu diverse, că el e supărat. Da, că nu-i place ciorba, nu? Că nu-i place ciorba. Dar o problemă la servici. Nu e că nu-i place ciorba aia, dar el vine cu o problemă de la servici, vine supărat, da? Și doamna se așteaptă ca el să fie foarte vesel când intră, îi pune mâncarea și el e mereu supărat. Trebuie să știți că dacă doamna l-ar cunoaște bine și ar face, să zicem, niște seminarii sau ar citi cărți de autocunoaștere, știi că omul ar putea să, acel soț al ei, ar putea să vină cu niște probleme din altă parte și că de obicei una simți și alta spui. Mai se întâmplă și așa. Să nu vină de la alta cu niște probleme, că știu, din să altă vină. Casă, știți? Pus că vină și din altă casă, sunt multe aspecte, dar acum trebuie să începem să ne cunoaștem mai bine. Pentru că trebuie să știți că dacă am face niște cursuri sau niște, să zicem, terapii, că așa într-un fel, sau am citit sau am discutat cu un psiholog, ca să vedem și felul nostru de personalitate. Dacă, de exemplu, ai o astfel de personalitate în casă, trebuie să știi că când este supărat, nu e vorba despre tine. Este vorba despre problema lui cu altceva. Și atunci nu trebuie să o iei personal. Și ce trebuie să faci? Înseamnă că are o problemă. Te duci la persoană și îi spui la iubitul tău, la soțul tău, las că o să fie bine, ești o înțelegătoare, nu te superi tu. Pentru că identifici acolo că e altceva. Știți? Pentru mine, și eu învăț și fiecare pacient care vine, e foarte bine să vedem ce e în spatele lucrurilor. Noi nu prea știm să facem asta. Noi dacă țipă la noi cineva, îi răspundem la fel. Să știți? Nu stăm să vedem ăla de ce țipă ăla. Medicina asta psihocauzală pe care o fac eu și mintea mie mi-a fost deschisă foarte mult de mine, această medicină holistică, m-a făcut să văd că în spatele fiecărui lucru e încă ceva. Dacă începi să cauți ce este în spate, atunci te cam edifici despre ce este vorba și ai acces la armonie, pentru că, de fapt, exact ce spunea Remus, căsnicia e ca un echilibru, pe bârnă. Și trebuie să începi să vezi să nu cazi nici în stânga, nici în dreapta, dacă reușești să ții drept, da, ca idee, că sunt tot felul de încercări, știți? Atunci reușești să duci lucrul ăsta până la capăt. Ce înseamnă divorțul? Că a căzut unul de pe bârnă. A, e clar. Știți care mai este o problemă majoră și încep cu tinerii, pentru că să presupunem că căsătoria o faci la o vârstă oarecare mai 20 și ceva. Nu, mai faci și mai bătrân. Prima căsătorie, să zicem, prima etapă. Noi nu urmăm lucruri firesc care ni-l prezintă Dumnezeu și începem cu, să spunem, cu cel mai puternic lucru dintre toate. În Biblie spune că înainte de căsătorie trebuie omul să se simte, adică să-și cunoască inima, să fie în comuniune sufletească. Ultimul pas care este trecut în Biblie este cel sexual, deci sexualitatea. Noi în zilele noastre începem cu sexualitatea și terminăm cu căsătoria sau, nu știu, ultimul pas este căsătoria, dacă mai este sau dacă nu mai este. Deci, nu întâmplător Dumnezeu spune că ultimul pas într-o relație, adică în oficializarea unei relații, trebuie să fie sexualitatea și nu primul pas. Ați văzut, într-o societate dezumanizată, că se caută foarte mult instinctul animalic. Deci își dau drumul acest instinct animalic, care nu se mai transformă într-un instinct divin, adică într-o dragoste divină, pentru că actul sexual în sine, între soți
și soție nu este un păcat, pentru că l-avem trecut în Biblie și se numește Divina Fecunditate, adică Dumnezeu a îngăduit acest lucru. Este... Adică nu este sex, e dragoste. Exact, este dragoste. Este dragoste. Deci Dumnezeu spune așa, măi, ia alege tu cu sufletul, nu cu ochiul, iar... adică cu simțul ce vezi tu pe acolo. Iar sexul înainte de căsătorie, în cazul în care nu ești căsătorie, deci înainte de căsătorie, se numește în Biblie curvie, iar în timpul căsătoriei cu alt curvie, prea curvie. Deci Dumnezeu dă niște reguli foarte clare și o să citim noi după ce mai vorbește doamna doctor. Avem clar în Matei și în Marcu predica lui Iisus despre despărțirea soțului de soție și invers, adică reguli. Excepțional, imediat o să revenim. Deci el a spus niște lucruri extraordinare, că în momentul în care nu alegi cu sufletul, doamna doctor, e clar că nu e perechea ta. Da, și vreau să spun că persoanele care aleg cu sufletul se înțeleg și bine la pat. Adică, de fapt, asta ar fi un reper. Dacă nu ai armonie, să zicem, din partea sexuală, de fapt, nu ai armonie sufletească. Uh-huh. Înțelegeți? Uh-huh. Pentru că este imposibil ca două persoane, dacă se iubesc foarte mult, să nu aibă armonie și în partea fizică. Da. Nu există. Da. Înțelegeți? De fapt, acolo e ceva care nu văd. O chintesență. Exact. Exact. În sine, trebuie să știți că această fecundare, de fapt, sau în orice caz, dragostea care este între soț și soție și care este o energie extraordinară, pentru că, în primul rând, de creatoarea unui copil. Gândiți-vă că acolo este tot ce poate omul crea. Trebuie să știți că, în mod normal, deci noi creăm de aici. Dar și bărbații creează de aici. Bărbații creează de aici la servici. Creează în tot ce fac ei din zona asta. Și când aici este blocat, au impotență. Adică este impotența asta, arată că nu are o problemă numai la pat, dar are o problemă și în creativitatea lui ca individ și în expresia lui de sine. E foarte important. Pentru că dacă, de exemplu, este o persoană care nu-și găsește job. Deci un om care are o disfuncție acolo, da, o are peste tot. Peste tot, da. Și e foarte important, dar nu o vede, știți, nu se uită la ea. E foarte important, de exemplu, dar cumva este blocat psihic pentru faptul ăsta și atunci... Aia e secundar. Da? Întâi e blocajul acolo. Trebuie să știți că, de exemplu, dacă am persoane care nu-și găsesc joburi, da, nu-și găsesc de lucru și sunt blocate în acest lucru, în momentul în care lucrăm, se simt bine după aia pe toate planurile. Adică este o reflectare a abundenței, cumva, creatoare a individului, pentru că noi suntem copiii lui Dumnezeu, deci noi avem această putere a creației noi și de unde creăm de aici? Știți? Acum... Adică și noi credem că de aici. Aici materializăm. Dar de aici creativitatea este aici și mai este legată, centrul ăsta energetic mai este legat cu chakra gâtului, cu cum te exprimi, expresia ta de sine. Deci acestea două sunt legate. Uh-huh. Și de aici materializăm. Dar e foarte important aici de spus că când bărbatul și femeia face dragoste, acest lucru, în afara faptului, creează un copil, este și un act vindecător. Uh-huh. Deci este cel mai bun tratament natural care există de dat, cumva, care este gratuit, da? Și care armonizează toți centrii energetici deodată. Și se face la toate nivelele, deci dragostea în sine nu este numai în fizic, ci e și în emoțional, e și în sufletesc și în mental. Când se numește sex, e decât în fizic, dar nu pui sufletul. Ah, deci sufletul nu e vindecat, e doar trupul. Da. Da, și este diferența până la urmă. Da, asta e diferența între, de fapt, dragoste. Deci când faci dragoste cu bărbatul tău, da, tu îl iubești din suflet și atunci e sufletul tău acolo și este fenomenul ăla, nu se mai numește sex, se numește dragoste. Uh-huh. Pentru că pui și sufletul. Uh-huh. Pui și sufletul tău, da? Am înțeles. Când intervine sufletul e dragoste, când nu e sufletul acolo și e plecat la plimbare, e sex. Da. Bine. Mult învăț în emisiunea asta. Ia zi, Lemus, ia spune ce ai tu să zici acolo. Deci, Domnul Iisus ne dă nenumărate exemple și cunoaștem înțelepciunea Dumnealui pentru că o citim de atâția mii de ani. Dar vreau să vă spun acum referitor la tema aceasta, să dezbatem. Și spune așa, în Evanghelia după Matei, bine, e relatat în toate Evanghelile, dar o să spun din Matei pentru că este prima Evanghelie. Atunci au venit la el preoții să-l ispitească și i-au zis, oare este permis unui bărbat să-și lase soția pentru orice motiv? El le-a răspuns zicând, oare n-a citit cum Creatorul a început, i-a făcut pe bărbat și pe femeie?
și i-a zis: de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu soția sa și cei doi vor fi un singur trup. Ei, iată, ce frumos! Deci un singur trup. Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci a unit Dumnezeu omul să nu despartă. De ce atunci, i-au zis ei, a poruncit Moise, adică în Vechiul Testament, ca bărbatul să-i dea soției o scrisoare de despărțire și să o lase? Iisus le-a răspuns: datorită împietririi inimilor voastre, Moise a permis să vă lăsați soțiile, dar la început, citiți în Geneza, n-a fost așa, adică la facere, tot în Vechiul Testament. Dar ei, că erau împietriți cu inima, încercau să găsească tot felul de tertipuri, să-și bage tot felul de... Și spune în continuare despre eunuși, despre sexualitate. Ei o întreagă... Deci, uitați, în medicina holistică e același lucru. Deci bărbatul și femeia sunt de fapt același lucru în variante diferite. Și mă scuzați puțin. Da. În Sfânta Scriptură, omul, deci cuvântul om, înseamnă bărbat și femeie. Femeie, o comuniune. Așa ar trebui să fie, omul e comuniune. Da. Și atunci este foarte important că în momentul în care avem boli, deci asta este și pentru relație, dar și pentru boli. Să încep să te uiți să vezi, de fapt, ce reprezintă boala asta la tine și uite-te să vezi reflectarea în partea cealaltă. E foarte important, pentru că dacă vrei să tratezi aici, trebuie să începi să te tratezi aici. Da. Înțelegeți? Da. Dacă vrei să-ți ajuți partenerul cu ceva, trebuie să, să începi să tratezi aici, pentru că acest lucru vindecat se va reflecta la partener într-o altă formă mai bună și aduce aici o vindecare. E foarte important acest lucru. Înțelegeți ce vreau să vă spun? Da, eu înțeleg acum. Eu am înțeles exact că trebuie să-mi trimis. Da, trebuie să vină Remus ca să-mi credeți aici. Da, ce... da, eu am înțeles foarte tare că dacă eu vreau să mă vindec, eu îmi trimis soțul, dacă vrea să vinde el, să vindece el, mă trimit pe mine. Da, și acum trebuie să știți că există și o mică părticică a fiecăruia acolo legat de acest lucru, dar putem influența foarte mult. Și putem să ne uităm să vedem, pentru că să vă spun, dacă îmi permiți Remus un pic, trebuie să vă spun un lucru. Deci toate bubele astea care noi le găsim la bărbatul nostru, nu ne plac, știți, bubele, unde am pus asta, deci bubele care nu le plac, sunt de fapt proiecțiile noastre. Deci nu mai scrie, domne, la nivel de bube nu mai scrie. Numai când e vorba de deci bubele astea, adică defectele. Da. Că e așa, că e așa, că e așa. Sunt de fapt proiecțiile noastre. Noi le remarcăm. Să vă spun și de ce. Că dacă ar fi altă femeie, ar avea alte bube ăsta. Da, aveți dreptate. Sigur că da. Și deci... atunci, cu cât are mai mult, să zicem, dacă un bărbat are mai multe neveste, vorbim așa, la figurat, fiecare nevastă i-ar vedea defecte diferite. Și de ce? Pentru că este fenomenul care relatează Noul Testament de oglindă. Exact. Adică fenomenul de oglindă în care tu... De exemplu, eu nu suport o persoană, dar de ce nu o să trebuie, Iisus ne avertizează să nu vedem bârna și paiul din ochiul altuia, pentru că e reflectarea ta, de fapt. Da, te deranjează pentru că e defectul tău și tu nu, e ca funia în casa spânzuratului. Îți vorbește de, vezi o persoană arogantă, de fapt nu suporți că tu ești arogantă. Uh-huh. Înțelegeți? Și atunci tu nu te vezi la tine, dar undeva știi. Și când o vezi pe aia, ți-au ce aminte de tine. Și dacă e aia prost crescută, sunt eu arogantă? Acum, nu extrapolați. Deci... Bine, bine, gata. Am înțeles. Dar e foarte interesant că exemplele astea pe care le dă Remus sunt exemplele după care medicina asta naturistă se ghidează. Adică e așa o împletire foarte tare, știți? Că eu poate nu v-am putut să vă convin pe dumneavoastră că așa este. Dar a venit Remus. Mi-a trimis, Doamne, Doamne, ajutoare. Prin credință. Prin, da. Domnul Iisus, știm că pe lângă toți spun, a fost înțelept, mai, a fost profet, dar a fost și terapeut. Da, excepțional. De suflete, deci, de trup. Chestia, de... Cu bârna, chestia cu bârna e, da. Dar știți de ce... Uite-te tu la tine. Dar știți de ce spune? Că spune într-adevăr că aveți dreptul să le spuneți cuvântul. Măi, frate, eu cred că totuși ești de căzut. Hai să ne rugăm. Poți să-i dai sfaturi, spune Iisus după aceea. Dați-vă sfaturi și rugați-vă unii pentru alții. Aia e. Știi, dar nu judecați omul și judecați păcatul, spune. Deci să nu judeci, bă, tu ești un bețiv.
Nu, nu zi așa. Vorbești și de beție sau nu știu, altfel. Da, zi. Viciul beției. Haideți să vă spun ce este beția. Cum să zici? Băi, fii atent, tu nu ești bețiv, tu ești băutor, adică da. E mai frumos. Haideți să vă spun ce este beția și alcoolismul, pentru că eu am foarte multe cazuri, vreau să vă spun. Este ca și când persoana respectivă a depus armele jos și s-a hotărât cu fiecare pahar de alcool în plus să se otrăvească lent. Nu s-a hotărât, doamne, îi place. E o neputință. Este o neputință. Îi place, dar nu se poate. Adică ce să ne placă? Nu numai alcoolul. Să ne placă, să ne otrăvim. Femeile, drogurile, toate astea, toate viciile, să vă spun cum sunt. Haideți să vă explic, poate nu am fost eu clară, da? Așa îmi permiteți, nu știu unde să mai desenez aici. Deci noi avem, sufletelul nostru este așa. Și la un moment dat, la unii, apare un gol aici interior. Așa. Golul la interior, care înseamnă că nu te simți plinit, nu ești bine. Da. Deci, da. O durere sufletească. Durerea sufletească este cea mai profundă durere. Nu da. Există durere mai sunt mare. Sunt de acord cu dumneavoastră. Da. Chiar și când te calcă ceva, deci o traumă foarte mare, nu e atât de grea ca durerea sufletească. Când o persoană are o durere sufletească foarte mare, ca să poată să facă față realității și situației, se folosește de o cârjă emoțională. O cârjă. Da? O cârjă. Cârja asta, de câte ori nu e bine, ia cârja. Și poate să fie așa. Alcool, tutun, femei multe, adică dezmățul ăla, știți că ai de că uită. De fapt, se anesteziază. E ca și când își ia ceva și mâncatul. Emoțional, când te duci la frigider și mănânci, e tot bulimia, da, ca idee, e tot o cârjă emoțională. Înțelegeți? Deci sau tutunul. Tutunul este ca și când te amețești ca să nu vezi. Să poți să uiți. De fapt, persoana suferă îngrozitor. E ca și când la nivelul sufletului vezi o persoană a cărei suflet merge și pierde din esența lui a sufletului. Ca și un sângerând care în plan fizic îi curge sângele, rănit. E un rănit. De persoana asta e o persoană care strigă profund după ajutor. Deci spune, nu pot să fac față, ajutați-mă de fapt, da. Și noi ce facem e că îl condamnăm, adică îl blamăm. Deci, doamna doctor, cârja asta devine dependență. Da. Deci dar odată apucată cârja, da. Nu mai lași. Păi vă spun eu deci, cum, eu rezolv problema a cârjei. Deci odată apucată nu mai lași, da. Pentru că dacă iei se țigara, creează reflexe. Iei țigara. Țigara nu o lași și dacă iei băuturica da, aia nu o lași, dacă începi să umbli cu femei, bărbați, mă rog, nu de o acord, mai lași de și acord. Așa mai departe. Dar, ca să pot, să fac tot felul, pe alcoolici duce la dezalcoolizare cei care vor, dacă ai idee. Dar ca nu tratează și sufletul. Exact, uite. Deci nu, tratez numai trupul în medicina alopată, da. Tratez numai partea asta de... Adică să înțeleg nu te duci pe cauză. Nu, mereu nu, mai te faci doctor. Da. Remus. Aveați nevoie de ajutor. Da! Remus. Tocmai mă plângeam că n-am ajutor. Chiar. Doamna doctor și Remus, păi eu zic așa, domnule, adică în momentul în care un om, deci a luat cârja, s-a apucat de fumat. La început da? A fost în durere sufletească, acum așa. Se mai poate opri. I s-a vindecat sufletul, să zicem, găsește o mare iubire, lasă țigara? Păi nu, că nu de o mare iubire îl vindecă pe el. Nu îl vindecă? Nu, o mare. Păi atunci când iubești foarte mult, sufletul nu e destul da. De rotund și exaltat? Ai iubit, egoist? Deci ai nevoie de țigară atunci când ai iubit și ai fost părăsit. Înseamnă că n-ai iubit cum a trebuit, nu? A fost o iubire... Nu, mă sufletească, nu știu de unde o ai. Dom'le, dar de ce suferi? De ce trebuie? Pe ego-ul. E o iubire egoistă. Trebuie să-i dai drumul dacă nu se mai... Deci, da? Deci traumele pot să fie așa, din alte vieți, da, din viața asta, sau din problema cu părinții foarte mult. Deci ca să știți că cu sunt părinții? În spate. Da, pot să fie traume, sufletești foarte tare. De exemplu, aha. Ți-a murit tata la 16 ani ai tăi. Aia e durere sufletească foarte mare. Înțelegeți? Adică poate să fie din diverse. Și atunci ce se întâmplă? Cum se procedează? Medicina holistică se rezolvă astfel de cazuri în felul următor. În primul rând, degeaba îi tai dependența, că nu poți. Pentru că el începe să-l doară foarte tare și urlă de durere și ia alta. Uh-huh. Sau nu-l vindești definitiv. Noi cum procedăm? Umplem golul, există tratamente pentru așa ceva. Eu am așa ceva. Umplem golul și nu-i spui să nu bea. Că nu, oricum nu poate. Îl lași să se simtă bine și la un moment dat, când va căpăta încredere, curaj și diverse, că asta îți dă sufletul, cine ești tu, el încet, încet poți să lucrezi după aceea să rezolvi dependența. Numai așa. Și din cauza asta, alcoolismul cronic nu este vindecat în medicina obișnuită pentru că nu tratează cauza.
Deci alcoolismul este o boală de durere sufletească. Există oameni care nu au și dureri sufletești, există așa ceva. Eu am impresia că toată lumea... Da, unii au cu carul și unii au mai tăpită. Asta imediat după o scurtă pauză de publicitate. Ce repede a trecut. Am revenit în direct. Chiar și în pauză am discutat lucruri foarte interesante, dar o să vi le spunem și dumneavoastră, evident, pentru că așa este bine, dacă este interesant și este pentru suflet, să știți și dumneavoastră. Bun, da, doctor, în primul rând, cum se vindecă sufletul? Eu, înainte de pauză, spuneam dacă este cineva care are sufletul ăla întreg, perfect, frumos, fără să aibă o durere. Deci, dacă noi n-am avea niciun fel de durere sufletească, înseamnă că n-am fi oameni. Uh-huh. Dacă n-ar exista rău, de unde am mai ști ce este binele, exact, sau cum este binele? Uh-huh. Deci durerea sufletească e permisă în moderație, adică exact cum spuneați noastră, într-un anumit fel ca idee, pentru că ea este și ne ajută la evoluția noastră, da? Dacă în general toată viața noastră este și sus și jos și o adevărată lecție, noi venim aici ca să greșim și venim aici ca să învățăm din greșeli. Mă gândeam dacă nu venim deja pentru ca să evoluăm. Nu, anumite dureri sufletești să le stingem și exact, să evoluăm. Exact. Și atunci este deci practic nu există om fără niciun fel de durere sufletească din punctul meu de vedere, dar dacă ea este exagerată, să știți că dă boli. De exemplu, bolile de pentru durere sufletească sunt toate viciile acestea, care asta înseamnă. De asemenea, tuberculoza, trebuie să știți că pentru că e pe zona plămânilor a afectivității, este de asemenea un semn al mâninii și suferinței, pentru că trebuie să știți că înseamnă imunitate extraordinar de scăzută, da? Și înseamnă, ați văzut o persoană care are boală pulmonară, este foarte trist, este foarte, deci nu e bine. Deci este o persoană care suferă foarte tare. Ochii încercănați, slăbește foarte mult, deci nu este bine. Și vedeți, haideți să vă spun cum e tratat. Deci în loc să tratăm persoana aia cu multă dragoste, cu multă afecțiune, să începem un tratament natural, noi îl agresăm cu un tratament extraordinar de greu de dus. Pentru că vreau să vă spun că marea majoritate ajung să facă boli de ficat, pentru că e cu câte 10 pastile pe perioadă foarte lungă și mai sunt tratați și cei din jur foarte agresiv. Deci nu așa. Și de asemenea, vreau să vă mai spun că problemele sufletești duc la scădere de imunitate. Trebuie să știți, toți copilașii care au probleme sunt pe scădere de imunitate cu niște probleme de genul ăsta. Și de asemenea, cancerele sau problemele, de exemplu, la intestinul gros, deci la colon, colonul magazinează durere sufletească veche adunată. Deci de ani de zile nerezolvată sau... Acum, practic, dacă noi am fi în comuniune mai bună cu sufletul nostru, da, cu Sfântul Duh, dacă noi am avut educația necesară să putem să-l accesăm, dacă el n-ar vorbi într-un fel și noi n-am pricepe deloc, atunci n-am mai avea așa probleme, înțelegeți? Deci n-am ajunge în situația asta. Dar noi nu prea știm că noi trecem prin această perioadă acum în care ne-am dezvoltat foarte mult mintea, dar am pierdut legătura cu sufletul. Că de asta facem noi emisiunea aici, ca să învățăm oamenii că trebuie să se reconecteze din nou la sufletul lor, pentru că dacă o vor face și vor citi și din Biblie și vor merge și la biserică și vor înțelege de fapt ce se întâmplă, vor vedea că de fapt toată Biblia arată cum să nu te îmbolnăvești. Da. Dacă tu ai înțelege ce e acolo, da, exact. Tot ce e acolo se regăsește foarte mult în ce se întâmplă pe teren. Deci, practic, toate bolile noastre sunt pentru că nu respectăm ce scrie acolo, cele 10 porunci și înțelegeți cum ar veni. Și pentru că nu ne înțelegem. Biblia este o metaforă, Biblia este o pildă. Noi trebuie să înțelegem ce este în spatele, exact cum spune Remus, să dezlușim fiecare frază în parte, dar să ne tălmăcească cineva. Mm-hmm. Pentru că, vedeți, noi nu putem, nu avem încă pricepere. Începerea asta, marea majoritate citesc Biblia și nu înțeleg nimic sau citesc decât atâta, da? Bine, acum poate și preotul ar trebui să facă asta, din punctul meu de vedere, dar asta este modelul la noi sub forma aceasta. Asta este rolul preotului. Da, dar știți ce se întâmplă? Ideea este că nu ajunge așa cum ar trebui la enoriași. Pentru că eu am enoriași în scaun care ai preotului, care vin în față și nu știu mare lucru, nici nu știu că au un suflet sau că dacă nu-l auzi, sunt morți. Adică sunt probleme mari, știi? Remus, spuneai tu, te rog. Domnul Iisus este, totdeauna când a mers în predicarea de 3 ani și jumătate, mereu era provocat de către farisei, preoți, leviți și toți conducătorii Israelului. Și la un moment dat, Domnul Iisus este întrebat,
de către mai mari templului ceva, tot ca să-l provoace. Și spune așa, că în lege și în proroci este scris și așa și este spus în tradiția bătrânilor, că dacă va muri fratele care a rămas în viață să o ia pe soție de nevastă sau să se recăsătorească. Și este întrebat de către acest om, dar la înviere sau în cer, al cărui soț va fi când va învia sau când vor fi în cer? Și Iisus răspunde foarte clar, fățarnicilor, că așa avea expresia Domnului Iisus când nu era, că erau fățarnici, erau plini de ei. Oare n-a citit că în cer și la înviere veți fi trupuri de slavă și nu va mai fi nici bărbați și nici femeie? Deci voi în ceruri sunteți, nu mai aveți partea asta de bărbați și de femeie, sunteți om, sunteți împliniți, sunteți trupuri de slavă. Deci la înviere și în cer noi nu mai suntem soție și suntem frați, suntem entități superioare. Asta, Asta s-a exprimat Domnul Iisus. Și mai spune aici Domnul Iisus despre adevărata libertate, care este foarte importantă. Mulți se cred în banii lor, în bogățiile lor, în libertățile lor care le dă, dar Dumnezeu nu asuprește pe nimeni. Căci a spus Iisus că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului și nu este un om liber. Deci păcatul nu-ți dă o libertate, că mulți ar spune, fumez, mă distrez cu femei, ce, Biblia îmi interzice foarte multe din plăcerile astea lumei, sunt rob, ce? Cârja. Da. O viață. Dar de fapt ei nu conștientizează că de fapt devin robi și nu mai au libertate. Asta este. Pentru că nu mai poți să scape de ele. Exact. Deci e momentul în care devii rob în aceste defecte, să zicem, ale tale dependențe, nu mai poți să-ți recapeți acest lucru. Acum, cel mai important, asta este decât în trupul fizic, dar cu ce plecăm noi din această lume nu e cu trupul fizic, că pe ăla în 3 zile e perisabil. Exact. Noi plecăm cu sufletul, deci noi de aici trebuie să avem grijă, nu de acest lucru, știți? Păi știți cum este, doamna doctor, dacă îl avem pe ăsta bun, avem și trupul bun. Da! Că de la suflet pornesc toate filosofiile. Deci, în suflet, cu alte cuvinte, medicina asta naturistă, holistică, înseamnă așa. Dacă ai o problemă în fizic, dacă ai o boală în fizic, ai o bubiță la suflet. Da. Ai o problemă undeva. Dumnezeu mai spune încă ceva. Sunt prescripții exacte în Vechiul Testament în care oamenilor spune ce plante să ia pentru diverse boli. Știți că și pentru ochi, inclusiv, să dă acea substanță. Colirul. Pentru ochi. Dar spune așa, că și plantele au viață. Și înainte știți că bătrânii și cei mai bătrâni mulțumeau unei plante sau erau în comuniune și copacul când îl tăiau mulțumeau ca să fie în comuniune energetică și mulțumeai pentru acea jertfă. Noi uităm să mulțumim, în primul rând, când luăm ceva foarte, foarte rapid și mai uităm ceva, alterarea mediului, pentru că planta, indicațiile biblice spune, de fapt cum ne-am alterat noi ca oameni s-au alterat și unele regiuni de la noi, ați văzut? Că planta nu are acea putere, odată că nu-i dăm mulțumirea, deci nu mulțumim, nu suntem în comuniune cu ea pentru acel sacrificiu care îl produce, și odată pământul, solul, că nu mai este, e poluare, este, trebuie să fie locuri bio este sau eco. Ce spunea doamna doctor puțin mai devreme, că noi suntem vertical și plantele, da? Crezi vertical. Deci, de ce Dumnezeu a creat plantele pentru noi? Pentru că ele sunt, cresc în sus, numai oamenii și plantele sunt pe verticală. Animalele, dacă știți, sunt la nivel orizontal. La nivel orizontal. Asta arată că, practic, există un paralelism, de fapt, între plante și noi și acest lucru... Plantele devin exact, decât pe noi. Devin, care este diferența între om, plantă și animal? Atât plantele cât și animalele cât și omul au suflet. Deci spune Biblia că Dumnezeu le-a îngăduit acest suflet, dar nu au duh. Deci singura diferență care face omul este duhul.
Duhul care intră în comuniunea sufletului și care să... Deci Duhul înseamnă cunoaștere, rațiune, sentiment, deci toate lucrurile astea. Care, pentru că și unii spun aia, un animal nu are suflet sau nu ne pasă, nu e adevărat. E un suflet. Biblia spune când mâncăm carne să o luăm cu mulțumiri. Știți că, de exemplu, când sacrifici un animal, toată frica, tot stresul se transmite în fiecare celulă, în sânge, în tot se transmite. De fapt, o informație a fricii, exact, și care ne preluăm aici. Prin mâncare. Exact. Mâncăm oarecum fără îndumnezeire, nu mulțumim, nu suntem în comuniune și ne îmbuibăm. Să știți că numai alcoolul este condamnat în Biblie. Toate, îmbuibarea, toate excesele, când ai trecut sfera de echilibru, îmbuibarea este foarte... foarte condamnată de Biblie. Și este foarte important să înțelegem că nu numai alimentația, de exemplu, ne face rău, ci și emoțiile. Da. Înțelegeți, și știți cum se numește Biblia? Biblia numește acest lucru, îl numește demonul pântecului. Deci demon al pântecului. În momentul când noi ne umflăm, ne îmbuibăm, asta spune că de fapt e un demon, ceva, o energie care se hrănește din tot. Demon al pântecului. Interesant, da. Păi normal, când te umfli așa, nu te simți bine. E un exces. Deja nu te simți bine, da? De fapt, tot tubul digestiv, toată partea asta abdominală, să știți că este locul în care ce este bun este ținut de corp, la nivelul intestinului subțire și intestinului gros, și ce nu este, sunt toxinele, sunt eliminate. Deci aici corpul face, cumva e ca o sită, ca un filtru în care poate să oprească în el chiar toxinele, pentru că sunt persoane, de exemplu, la care, cum să vă zic, s-a modificat permeabilitatea și atunci rețin foarte multe toxine în corp. Știți? Și se îngrașă numai din acest lucru, pentru că toxinele merg apoi depozitate în celule grase care sunt create de corp ca un mecanism de săracul să facă față, adică de supraviețuire cumva la prea multe toxine în corp, și atunci le depozitează acolo, sunt un fel de debarale de sacrificiu. Și de aceea o persoană, dacă este foarte plinuță, nu poate să slăbească până nu face o detoxifiere, adică să elimine foarte mult, adică din excese de toate felurile, cumva într-un fel. Pot să fie și excese emoționale. Trebuie să știți că noi reținem, de exemplu, la nivelul rinichiului, reținem frica. Persoanele, vă dau un exemplu, persoane care lucrează psihologii, da? Și doctorii care lucrează foarte mult cu pacienți și lucrează cu fricile lor, cu durerile lor și așa mai departe, preiau foarte mult, pentru că noi avem câmpuri energetice. Deci planta are un câmp energetic, noi avem câmpuri energetice și în momentul în care ne ducem în natură, ne facem schimburi și între noi și plante, dar și între noi. Sunt, ca idee. Da. Bun, și este foarte... Interferează. Da, și uitați-vă ce se întâmplă în timpul actului sexual, că este un schimb foarte puternic, și dacă persoana de lângă tine cu care tu trăiești are o problemă foarte gravă, într-un fel și tu preiei acest lucru, într-un fel. E foarte important cu cine ești. Da. Da, adică să vezi ce se întâmplă acolo. De asemenea, doctorii și psihologii și toți cei care lucrează cu probleme de gesta foarte, cu persoane care au atacuri de panică, așa, ar trebui să-și curețe permanent rinichii, pentru că rinichii reprezintă centrul fricii. Și atunci energetic. Energetic, da. Curețe, că și, nu. De exemplu, când tratezi o persoană cu atac de panică sau cu depresie, îi dai tratament de rinichi. Deci în acupunctură se vindecă cu tratament de rinichi depresia. E foarte important, că ăsta este lucru pe care eu, de exemplu, îl fac, că nu persoanele care au depresie, nu vorbesc de una majoră de tot, care în gestă internare și mai departe, dar depresiile până la un anumit nivel se pot trata natural, pentru că ce înseamnă depresia? E tăierea legăturii cu divinitatea. Pentru că noi suntem o unitate. Exact. O unitate, a zis, în medicina alopată, se tratează un organ, dar dă alte repulsi în alte organe, pentru că nu se tratează unitar. Înțelegeți? Asta este marea problemă. Și nu se găsește cauza. Exact, și nu merge pe cauză, merge pe efect. Și mai e o problemă la preparatele de sinteză. Ele sunt o imitație a celor din natură, că așa au început. Deci înainte erau preparate naturale și după care s-au gândit ei că e mai ieftin sau au făcut o industrie din asta, au făcut preparate de sinteză care imită pe cele naturale. Problema este că au creat niște legături nenaturale. Când le-au făcut, să există niște legături între atomi, da, ca idee, care nu sunt naturale, că sunt create de om, iar alea când ajung în corp, ele trebuie desfăcute ca corpul să le proceseze și anumite legături le poate desface, că nu sunt naturale. Și devin toxine.
Înțelegeți ce vreau să vă explic? Am înțeles. De aceea produsele naturale care sunt implante sau așa, ele sunt ușor de asimilat pentru corp, sunt ușor de procesat și nu lasă toxine, dar nu au efecte adverse. Deci efectele adverse vin din prezența unor faptului că nu pot fi descompuse foarte bine până la nivel elementar. Naturale, naturale, că am văzut noi și cum se fac astea naturale acum. Se pun și coloranțe, pun și fel de fel de chestiuni. Acum, depinde de unde le cumperi. Acum, dar, în general, exact. Când lucrezi cu firme care sunt foarte bune, n-ai cum să se întâmple așa ceva. Da. Bun. În regulă, atunci. Remus. Da. Este tragic că, după 2000 de ani de creștinism, noi suntem poate la fel de bolnavi de cum eram, și marea majoritate de 80-90% din populație merg foarte formal, adică trec așa prin ele și n-au înțeles de fapt esența, pentru că spune și Domnul Iisus, atunci când vă rugați, să vă rugați în Duh și adevăr. Deci foarte important, în Duh și adevăr. Deci nu formal. Și mai spune Domnul Iisus în Evanghelia după Matei, când vă rugați să nu cere sau să bolborosiți multe, așa cum fac păgânii, că cei cred atunci când fac vorbe multe, adică când citesc, când spun vorbe multe, către zeilor, că îi aud mai culezne și că îi vor îndupleca. Dar Tatăl vostru cel din cer știe dinainte gândul vostru. Adică Dumnezeu știe despre ce avem nevoie și ne mai sfătuiește să spunem după fiecare rugăciune, Doamne, totuși facă-se voia Ta și nu voia mea. Pentru că atunci intri într-o comuniune extraordinară și atunci ești în păcat. Ești în păcat pentru că noi insistăm uneori pe niște lucruri care nu... Poate nu ne fac bine. Exact. Dar da. De ce e bine să spunem așa și de ce trebuie să mergem pe voia Lui? Pentru că El știe de fapt pentru ce am venit. Noi când am venit aici, ne-am născut, s-a rupt filmul. Noi nu știm care e lecția pe care ne-am luat-o, pentru că trebuie să știți, când venim, ne luăm o lecție. Să facem într-un fel, să evoluăm într-o anumită problemă. După care se șterge tot, se resetează și noi nu mai știm și luăm viața asta foarte dramatic, adică tragedii, întreagă poveste. Și de fapt nu e decât o lecție pe care trebuie să o înțelegem. Acum El știe planul Lui, că El a creat acest lucru împreună cu noi, da, ca idee, că e și cu acordul nostru, și știe mai bine decât noi cum anume, care e Tatăl nostru și știe. Întotdeauna când, apropo, te căsătorești, este foarte important să o faci din tot sufletul, pentru că dacă o faci din suflet, sufletul e în legătură, de fapt, cu divinitatea și ai cumva acceptul divin. Adică, întotdeauna o femeie, când se căsătorește, simte dacă ăla e cel potrivit. De unde divin? Din relația cu divinitatea. Vedeți, vorbim despre divorț și ai zice că nu are nicio legătură. Am alunecat discuția spre suflet, da. Care, iată, este cauza tuturor și boli, și relații, și tot. Important este cum păstrăm sufletul. Dar vedeți dumneavoastră că noi interpretăm greșit sufletul. Mulți ar spune că trebuie să alegem cu emoțiile. Nu! Emoțiile, spune Scriptura, sunt cele mai înșelătoare dintre toate. Deci să nu vă încredeți că nu au temelii puternice. Sufletul o să-l definim la sfârșitul emisiunii ce înseamnă să alegi cu sufletul. Că teoretic e foarte ușor să spui alegi cu sufletul. Dar tu te raportezi tot la lucrul ăla. Noi trebuie să dăm definiția exactă. O să dai un exemplu, da, uite, aici. Chiar o să te rog, dau să un exemplu asta, aici. Da? Când alegi un soț, da? Da. Ca idee, îl alegi așa. Ce înseamnă să-l alegi emoțional? E să-ți placă de el, că e frumos. Îți place și îți stresare inima că e frumos. Și dacă stresarea e aici, tu zici că sufletul. Nu, sunt decât emoțiile. Aoleo. După aia îl apreciezi cum arată el și că e deștept sau că e prost, să zicem, așa ca idee. Păi nu, că nu-l apreciezi din prima, îl evaluezi după ce trece orbirea. Da, dar îl evaluezi. Și de fapt, când îl alegi cu sufletul, ții cont de tot. Și de aspectul exact, fizic și de tot. Deci sufletul este cel care face și cu mintea îl alegi. Adică, de fapt, când îl alegi cu sufletul, îl alegi pe la perfectul. Ții cont că le are pe toate. Numai sufletul îți alege perechea bună, pentru că nu-l alegi decât că îți place figura lui cum arată. Și compatibilitatea mentală foarte... Dacă eu m-aș căsători cu cineva decât că îmi place corpul lui și că arată bine, dacă ai idee, înseamnă că e decât lucrez decât în fizic.
Dar eu am și emoții, am și minte, și am și suflet. Dacă ăla care are corpul frumos are și comuniunea cu sufletul meu. E foarte bine, dar trebuie să te uiți la el să vezi, e și înțeleptul care îl vrei, adică judecă bine, are și sufletul cu care trebuie și te uiți și la suflet, dacă sufletul lui e sângerând, dar trebuie să înveți să-l cunoști. Dacă e o persoană care merge pe stradă și îi pică din sufletul lui așa, e o persoană care are o problemă. Păi n-ai cum să știi la început, că la început este chimia aia care dacă se formează. De asta spunem, că trebuie să începem să ne dezvoltăm, trebuie să începem să ne vedem pe noi și să vedem dacă suntem pregătiți pentru o relație. De aceea Dumnezeu nu recomandă din prima sexualitatea și spune... Lasă mai, Doamne iartă. Că n-am ajuns. Dar vreau să vă spun că e un criteriu prioritar. În, da, nu, prioritar. Asta spune el. Da. Știți de ce să vă spun? Pentru că acum în cluburi așa se poate. Te duci în club noaptea, pentru că și eu sunt tânăr și poate că am... Și tu te duci pe acolo. Da, dar eu mă duc, nu mă duc ca să... Eu mă duc așa, să beau un suc. Da. Și, să, și poate mai salvez, mai scot din ghenă pe acolo. Pe cineva... Da, sclădești și tu ochii. Domnul Iisus a intrat și a mâncat și cu vame și Domnul Iisus a venit pentru cei bolnavi, nu pentru cei sănătoși. Trebuie să intri oriunde dacă vrei să, așa, să găsești. Și ce vezi tu în club, Remus? Păi ce să văd? Sunt dezamăgit uneori pentru că se caută tipologii foarte, foarte urâte. Adică, bun, bem, ne îmbuibăm de alcool, ne îmbătăm și după aceea dacă există vreun loc pe acolo, pe undeva mai prin spate, ne iubim, dacă nu mergem la mine sau la tine sau la hotel. Aola. Clar. Deci asta este o tipologie și e generalizat și am ajuns la sadomii. Deci foarte multe sadomii. Și vă ne-am întors că de fapt în păgânism până la venirea lui Iisus tot așa erau foarte multe divorțuri. Foarte multe. Oamenii divorțau. Atunci, în cazul ăsta, mămicile să meargă la club și tăticii cu fetele, că nu se știe ce e pe acolo. Nu mai este, știți, discoteca aia clasică. Acum cluburile nu mai te înțelegi om cu persoană, e numai fizic cu ce vezi. Fizicul nici nu poți să schimbi două, trei vorbe. E muzica aia dată la maxim. Instinctul, exact. Da, exact. Nu mai e intuiție, nu mai e nimic. Adică te năucesc de cap cu muzica aia. Cum? Muzică este tare, băutură. Este foarte ca și cum îți ia mintea, pentru că de fapt fumul reprezintă ca un văl, știți? Așa ca idee. Și zgomotul ăla foarte tare iar te perturbă. Și ce perturbă? Sufletul. Pentru că trebuie să știți, apropo de există o vibrație a zgomotelor foarte înalte. Da. Eu practic în clinică meloterapie. Și există meloterapie pentru muzici speciale, pentru diverse lucruri. Pentru, de exemplu, am meloterapie pentru reglarea sistemului imunitar. Este extraordinară meloterapia. Dacă vrei să ziceți cu muzică, David, să văd eu ce, că vă spun și o de să vă spun și instrumentele divine din Vechiul Testament, dar să termine doamna doctor. Așa. Meloterapie pentru reglarea sistemului endocrin, meloterapie pentru ficat, pentru rinichi și este meloterapie pentru ridicarea nivelului spiritual. Mm-hmm. Da, există. Mm-hmm. Adică știți, practic, și ce sunt astea? Ce sunt? Sunt niște vibrații, ca idee, care intră, te duc și îți ajută, intră în armonie organele respective sau îți reglează pur și simplu corpul, pentru că trebuie să știți că, în general, muzica a cui? A sufletului. Da? Partea asta de muzică, muzica, ce-ți... Când auzi o muzică, ce-ți place la ea? Ce-ți încântă? Sufletul. Doamna doctor, dar stați puțin să vă spun, când eu am plecat de acasă, bărbatul meu dăduse atât de tare muzica, dar am crezut că e cu tremur. Păi stai să vă și spun că... Și eu vă întreb, de ce suferă ăsta? Orice sabie are două tăișuri. Ce are? Doare capul? Orice sabie are așa două de tare? Tăișuri, da, doamna. Da, orice extremă. Da? Orice sabie are două tăișuri. Cu această Biblie să predică și în biserică, cu această Biblie să fac și vrăși. Deci, orice sabie are două tăișuri. Da. Să fim înțeleși. Și Dumnezeu în Vechiul Testament spune clar despre niște instrumente care sunt de origine divină, despre harpă, despre răută. Deci spune clar ce instrumente să fie păi în, vedeți, domnule, în templu. Păi vedeți, domnule, ascultă ceva cu harpa, cu lira, cu... Deci eu, ceva. Eu tradez prin meloterapie și să știți că am deja cazuri care se simt foarte bine. Că bubuia, aoleu, ce era acolo, frate, ce bubuia muzica aia. Adică și boxele alea urlau și zic, bă, acum, frate. Trebuie să știți că vibrațiile acelea foarte urâte de tip concerte mari, care așa, sunt așa, așa mai așa. Departe, nu cele armonioase, că sunt și unii care cântă foarte bine, dar știți foarte mult zgomotele foarte puternice, sunt o disarmonie foarte mare pentru sufletul tinerilor. Mm-hmm. Da, trebuie să știți că acolo este o metodă foarte bună pentru a perturba foarte mult.
Și, în general, nu sunt indicate de aceea muzica clasică. Să știți că, de exemplu, eu am muzică clasică a lui Mozart pentru copii. Există CD-uri pentru a putea ajuta copiii cu hiperactivitate sau autiști să poată să se acomodeze. Și le pui și ceilalți copii pentru atenție, pentru concentrare, pentru liniștire, pentru somn. Mozart, deci a inventat așa ceva când era el copil, că știți că el era foarte așa, a făcut o muzică și există terapie cu asta. Deci muzica este vindecătoare, cum și mirosul este vindecător. Aromaterapia, de fapt, vindecă prin miros, adică este... Cea mai puternică aromaterapie prezentată, că eu sunt tot cu Biblia, este tămâia. Tămâia, da. Și mirosul, și mirosul, de, mirosul da. De mir de nard, care, da. Care da, e... Da, dai seama la Mureș cum e cu nardul, te rog frumos. Așa, bună seara, domnul Liviu. Alo? Vă rog. Bună, doamna Marina. Vă rog, domnul Liviu. Și la invitația dumneavoastră, treaba cu divorțul. Așa, domnul Liviu. Eu sunt divorțat. Așa. Eu nu mai cred decât în bunul Dumnezeu. Așa e și bine. Nu pot să... Deci, în legătură cu divorțul, cu... pensie alimentară, cu orice vreți, vă spun. În ziua de azi nu se mai poate face dreptate, că e o ție mare. Nu, păi dar ce legătură are cu divorțul? Da, ați dat-o așa. Uitați prin câte teme ați dat-o așa. Deci cu pensie alimentară, cu divorțul, hoția și nedreptatea. Păi, ia spuneți dumneavoastră cu ce s-a întâmplat acolo cu soția dumneavoastră. De ce ați ajuns la divorț? Am avut niște neînțelegeri. De ce, domnul? Din ce cauză, domnul Liviu? Păi, din ce cauză? Că am aflat și adevărul. Aha. Ați aflat niște adevărul? În ce sens adevărul, domnul Liviu? Adevărul, că s-a vândut niște apartamente, niște garsoniere. Niște? Deci aveați mai multe? Da, o garsonieră în apartamentul de drept al soacrămii. Aha, și le-a vândut fără știrea dumneavoastră? Casa, da, poate cu ei și eu am aflat. Da. Fost acumnată și a băgat nasul unde nu trebuie. Deci dumneavoastră ziceți că au intervenit. E posibil așa ceva totuși? Da, da, da. Da, da să intervină altcineva și să... Nu s-a simțit trădat. Da, trădat. E vorba de trădare. Mie s-a oferit avocat în oficiu și m-am apărat singur. Deci a simțit-o ca pe o trădare, nu? Da, foarte corect. Deci am stat, am băiatul de 10 ani. Sunt divorțat de 6 ani de zile. Oh. Și nu v-ați refăcut viața? Nu. Dar din ce motiv? Pentru că are durere sufletească, că da. Se vede, da? Da. Da. Nu vreau să mai refac viața, vă spun cinstit. Vă respect emisiunea care o aveți. Vă respect invitații. Dar să vă spun singurul lucru care l-am pe sufletul meu. În România este o ție mare. De la avocat, procuror, judecător, până la Băsescu. Da. Doamna doctor, da. Vă rog. Deci, domnul Liviu, ideea este în felul următor. Da. Dumneavoastră suferiți foarte mult că se vede. Da? Suferiți foarte mult. De unde știm că vă suferiți foarte mult? Că nu vă simțiți bine, sunteți... Aveți vă un simți foarte bine, doamna. Da, da. Vă cred. Vă cred. Și vă dau dreptate. Sufăr. Într-adevăr. Da, despre asta vorbeam. Că de uneori e greu să recunoaștem. 6 case. Da. Acum, nu e vorba numai că a fost o problemă financiară, că v-a înșelat financiar, dar v-a simțit și trădat și umilit și pe la spate lucrat, că despre asta este vorba. Mama, bunica lui fosta mea nevastă, însă dea ochii la zero, cum să spune, să moară. Da. I-a spus lui fosta soacră că în curtea aia să nu plec.
Acum, ideea deci în felul următor. Da, domnul Liviu, dacă îmi permiteți. Dânsul n-a închis ușa. Este un exemplu de persoană care n-a închis ușa în spate și ca urmare nu-și poate reface viața. Adică este atât de supărat. Dar mi-o pot reface, doamnă. Mi-o pot reface când vreau. Dar nu mai vreau. Am fost mâncat odată. Nu mai trebuie și a doua oară. Sunteți foarte dezamăgit. Sunt foarte. Da. Supărat sunteți? Am iubit-o. Am respectat-o, n-am bătut-o, trebuie în dreptul porții ei, mi-e milă, mi-e... Credeți-mă... Am o... piatră pe inimă, cum vine vorba, da, că exact. Nu pot. Exact. Păi văd, mi-e milă de ea, ea nu și-a refăcut viața. Aha, domnul Liviu, dar nu înțeleg că nici doamna, și doamna are o problemă, adică de voie milă. Ea e frică de sursa. Vă fungisit. Înseamnă că încă o mai iubiți, dacă... Sora ei mi-a rugat avortul lui Fimio. Da, sunt niște încurcături în familie. Al doilea l-a pierdut. Că domnul Liviu, asta încercam să spun și mai înainte și, mă rog, am râs noi, de-a treaba e foarte serioasă. În momentul în care, practic, te căsătorești cu cineva, trebuie să știi că pot să apară tot felul de încurcături și cu familia, pentru că oamenii sunt legați între ei. Uite cum e cumnata, cum a fost cumnata cu soție, a fost la dumneavoastră soție, vedeți dumneavoastră. Și aceste dependențe, să zicem, emoționale, uitați unde v-au adus pe dumneavoastră. Că, practic, în momentul ăsta sunt două suflete care suferă amândouă. Și dumneavoastră înțeleg și doamna, că de unde știm că și dânsa suferă, că nu s-a recăsătorit. Exact. Dar vedeți... Da, domnul Liviu, dar știți ce trebuie să faceți dumneavoastră? În primul rând, trebuie să vă duceți undeva să vă tratați un pic de durere sufletească. Cred că s-a închis, da? Da, s-a întrerupt, s-a fost. Trebuie să se trateze, domnul Liviu, de durere sufletească și de complicațiile care au apărut din acest lucru. Nu, se iubesc în continuare. Da, și să se ducă să o ia de acolo, că până la urmă, dacă o vrea de nevastă înapoi, poți să o ia, să lase cumnata, că nu ce treabă are cu cumnata, și să-și refacă viața, să plece de acolo. Sau ai fost și cazuri din astea. Că până la urmă ei doi nu sunt împreună, că e o cumnată la mijloc. Ce legătură are aia? Dacă dânsul și-a regăsit, de exemplu, acum în cazul dânsului, nu are curajul pentru asta. Știți? Că te duci și ține asta înapoi. O ierți dacă vrei, da? Că are și copii cu ea, că plătește pensie și își reface viața încă o dată, da? Că tot o iubește și suferă când trece prin fața porții. Dar ce îi lipsește dânsului acum este curajul ca să facă acest gest. Înțelegeți ce vreau să vă spun? Eu zic că mai mult orgoliu. Că a fost trădat. Poate fost... și asta, vedeți, ca idee, bărbaților nu le place să fie umiliți și înșelați și trădat pe la spate, că asta l-a deranjat foarte tare. Dar, vedeți, acum, până la urmă treci și peste astea. Atâta timp cât totuși suferă și e dânsul singur, doamna singură, eu înțeleg dacă dânsa își refăcea viața. Dacă nici dânsa nu și-a refăcut viața, înseamnă că oamenii ăștia ar mai putea avea un viitor împreună. Dacă s-ar trata, dacă ar fi un psiholog acolo, dacă s-ar lucra un pic. Doamna doctor, nu cumva dacă noi am fi un pic mai toleranți, mai îngăduitori, mai iertători, să vedem lucrurile puțin altfel, adică știți cum este, să lăsăm orgoliu la ușă și personalitatea și eu știu ce. Orgoliu este un dezechilibru al egoului. Nu cumva, exact, nu cumva am fi... mai multe cupluri care se iubesc decât cei care, iată, nu se înțeleg. Că, eu vă spun așa, nu poate că în multe cupluri nu s-a ajuns la divorț, dar probleme sunt. Da. Bun. Ei, nu cumva am evitat mult mai mult dacă am ști să acceptăm și să tolerăm, nu a tolera, a face compromisuri, dar să învățăm să ne acceptăm unul pe celălalt. Nu trebuie neapărat să ne acceptăm, trebuie să vedem de unde provine problema respectivei celelalte persoane. Uh-huh. Că dacă, de exemplu, problema apare, să zicem, pe care nu o mai suportăm la cealaltă persoană, hai să vedem ce se ascunde în spatele ei. Hai să mergem să tratăm acel lucru.
Pentru că dacă tratăm, de exemplu, durerea sufletească și dacă domnul ar avea curajul să vină să-l tratez eu sau altă pe alt medic, să știți că, în primul rând, ar putea să se armonizeze, ar putea să se aducă la cine este dânsul și în momentul ar putea să acționeze. Uh-huh. Pentru că dânsul are încă o femeie pe care poți să o ia să o facă din nou nevasta lui. Da. Da. Înțelegeți? Pentru că teoretic nu-i desparte nimic decât dânsul să o ierte și să o ia de lângă cumnată, să zicem, ca idee, că până la urmă care e treaba, că doar nu e măritată cu cumnata. Da, știți, înțelegeți? Dar să aibă curajul ăsta și să treacă peste acest impediment, care înseamnă că în primul rând să o ierte, da? Și să poată dânsul să renunțe la acest lucru. Păi știți cum este, mai greu, că dacă ți se pune că pe un om, că ăla e cauza, că ăla nu știu, da, dar vine din necunoaștere. Trebuie să știți că vine din necunoaștere, că dacă am lucrat, dacă am mai citit la Biblie, dacă am înțelege că trebuie să, cum să zic... Ce mult contează cititul ăsta la Biblie și legătura cu Dumnezeu, ia zi, Remus. Foarte important pentru oamenii care dau vina mereu și spun, vai, Biblia este o carte foarte grea, degeaba o citesc că nu înțeleg nimic. Nu este adevărat. V-am spus că Scriptura interpretează și tălmăcește Scriptura și că este o carte unitară. Eu vă spun așa, începeți cu Noul Testament, cu Noul Legământ, pentru că este mult mai simplu, mult mai direct și noi suntem creștinii, sunt sub autoritatea Noului Testament, pentru că Vechiul Testament nu a fost schimbat, că asta l-a acuzau pe Iisus, a fost împlinit. Uh-huh. Știți că în Vechiul Testament se aduceau jertfe ca să preîntruchipeze jertfa suprema a lui Iisus, care a fost la Golgota pe cruce. Și ce vreau să vă spun, Sfânta Scriptură, fie ea Vechi Testament, fie ea Nou Testament, nu ne lasă loc de interpretări în sensul vieților anterioare. Dar ne spune că noi avem memorie deja din uter, deci intrauterină. Și că toate acțiunile noastre, cum spunea și doamna doctoră, de când suntem mici copii, ceea ce vedem, ceea ce auzim, chiar când nu avem memorie, că se spune medical că de la 3 ani începe să se forme primele amintiri, sunt implementate în celulă, celular, acele traume, acele lucruri, chiar și când mama este în stomac și să zicem că are o sarcină stresată sau soțul o chinuiește sau mai știu eu ce, sau ea fumează sau ea, transmite prin acel cordon, prin acea legătură, se transmite. Intrauterine. Exact. Și aici merge foarte bine, scuză-mă, Rămâns că te întrerup, merge bine aromaterapia. Aromaterapia asta face. Deci se duce și scoate emoțiile afară. Traumele astea. Mm-hmm. Deci există aromaterapie pentru traume și abuzuri. E foarte interesant. Doamna Nuții, bună seara. Vă rog, doamna Nuții. Alo, bună seara. Bună seara, vă rog. Respectul și Dumnezeu să vă dea sănătate, doamna Marilena Barasă. Și chiar am nevoie de ea, să știți. Mulțumesc frumos, doamna Nuții, și dumneavoastră. Tot sufletul vă doresc, pentru că Dumnezeu v-a lăsat pe acest pământ să încălzi sufletele oamenilor. Da, este televiziunea sufletului, da. Mă cunoaște sau mă recunoaște, da, după plătește, da, nu da, știu cu așoaptă. Vă recunosc și mă bucur să vă aud. Soțul meu este persoană publică și de-aia nu-mi dau numele. Da. Și pentru doamna doctor, tot respectul și să rămână din inimă și din suflet. Mulțumesc, mulțumesc. Am fost la dumneavoastră. Nici nu găsesc cuvintele, am atâtea emoții. Voiam să vă spun că viața mea de 4 ani de zile este o dramă totală. Aolo, de ce, doamna Nuții? Doamna Marilena, Remu știe situația, de acum... Dar sunteți o luptătoare. Sunteți o luptătoare dumneavoastră. Mulțumesc, Remus, și ce să spun, mă bucur de câte ori te revăd. Bine, te revăd, că am văzut că doamna Marilena tot timpul te are lângă dumneavoastră și mă bucur pentru tine și vă doresc sănătate la toți din platou și la curier în general, pentru că ne putem expune și noi punctul de vedere și durerile și necazurile noastre și bucurile de altfel. Și să vă zic, fetița mea acum 4 ani și jumătate
a avut un atac de panică. Fata a fost și în platou aici, a prezentat două melodii în urmă cu ceva timp, da? A cântat, da, este foarte, foarte, foarte înzestrată de sus. Așa, doamna, mulțumesc frumos, Remus. Ce voiam să vă spun, de atunci numai necazuri, parcă a presimțit necazurile care vor veni, pentru că la două săptămâni după ce copilul meu, care a venit după 20 de ani, doamna Marilena, în familia noastră, soțul meu este muzican și a fost la Fatima și s-a rugat acolo. Noi suntem, avem o căsnicie de 32 de ani, doamna Marilena. Și ascultătorilor, vă spun din tot sufletul că nu îmi găsesc cuvintele. Dumnezeu mi-a dat în viața noastră și am pățit mesajul care l-am pățit. De-aia am fost și la clinica doamnei doctor. De ce a presimțit moartea tatălui meu și nu sunt deplasată și știu ce vorbesc. Apoi a murit soacra mea, apoi am pierdut casa. Asta am decurs de 4 ani, după ce am pierdut casa, mi-a murit mama. Din nou, fetița a avut problemele care le-a avut înainte. Îi mulțumesc bunului Dumnezeu că acum este bine. Nici nu știu ce să vă mai spun. Eu v-am sunat, nu să mă plâng, să vă spun că îmi place misiunile alături de Remus. De dumneavoastră, doamna Marilena, că dumneavoastră sunteți nucleu, așa vă consider eu și doamna doctor, și vă mulțumim, ne ușurați sufletele prin emisiunile dumneavoastră. O văd pe doamna doctor, este un medic de suflet care pe noi ne-a ajutat, da? Și doresc multă sănătate și Remus, n-am cuvinte, mă bucur din suflet. Nu ne-am mai văzut de un an și poate, nu mai rețin, mi-e drag de el, s-a maturizat, s-a îngreșat, arată foarte bine și la fel de corect și de cuminte. Sunt mai multe de spus, nu vreau să vă rețin din emisiune, dar este un om cu mare har, poate ne vom întâlni vreodată, doamna Marilena, sau poate Remus, după cu multă plăcere, doamna Anuț. Numele de familie. Sigur. M-a ajutat enorm acest băiat. Enorm. Necondiționat, doamna Marilena. Exact, în pauză îl certam că de o săptămână n-a venit la mine. Fătita mea are viză de America la ora actuală. În iunie s-ar putea să plece în America cu ajutorul bunului Dumnezeu. Doamne ajută. Așa să fie. Să Dumnezeu la toată lumea și vă mulțumesc și Dumnezeu să vă țină așa cum spuneți. Numai bine vă doresc la tot. Așa să dea Dumnezeu. Mulțumim și noi, doamna Anuții, și sperăm și dumneavoastră să vă fie bine. Iată, vedeți, dacă știți cum se spune, după supărare, o supărare nu vine niciodată singură. Pentru că doamna Anuții a fost supărată, mă rog, cu familia, ce i s-a întâmplat una după alta, a stat acolo pe vibrație joasă, pe supărare, și de acolo a tras numai belele. De-aia trebuie învățați oamenii că atunci când dau un necaz să încerce foarte repede să se ridice de acolo, să facă orice și multe rugăciune, ca ei să nu rămână pe vibrația aceea, să atragă și altele mai departe. Chiar acum mi-a făcut doamna Anuț un exercițiu de memorie și mi-aduc aminte că în desele noastre conversații, pentru că într-adevăr era situația foarte grea, într-una dintre zile mi-a spus că fata dumnei, cu toate că avea, eu nu zic acea problemă, acea încercare, nu știu, a pus-o pe dumnei să uite în oglindă, deci copilul acela intuitiv, ce înseamnă Duhul Sfânt, Dumnezeu, și au început să-i zâmbească, să râdă amândouă în oglindă. Excepțional. Ce terapie, da. Ce terapie. Deci copiii, spune Biblia, că mai presus de toate sunt sfinți. Până la aproape... Sunt puri, nu sunt sfinți copiii, sunt puri. Pentru nu spune că sunt și sfinți.
Că dacă nu veți fi asemenea ca copilașilor, nu veți putea intra în împărăția tatălui meu. Asta e foarte interesant, da? Că se spune așa că dacă te uiți mult în oglindă, te îndrăgostești de tine. Da? Da. Și un exercițiu bun asta. Asta e un fel de narcisism. Nu e narcisism. Narcisismul este cât o iubire în fizic. Aha. Deci când te iubești pe tine în sus, este iubirea sufletului tău și deci asta e un lucru extraordinar de bun. Narcisismul este un exces în fizic al tău, că îți place decât cum arăți. Da, dar e nevoie de suflet pe aici. Pe tipul ăla pe care l-a spus pe masă. Da, aici am adus cum arată corpul uman, da, ca idee, și cum sunt meridiane de acupunctură pe care lucrează acupunctura și eu lucrez foarte mult cu plante. Deci eu lucrez cu plante pe aceste meridiane. Am aparate care măsoară exact care este situația pe meridiane. Adică am adus aici să vedeți că este un lucru foarte sofisticat. Și cum, de exemplu... Să știți că da, are la puncte pe ele... Da. Și vă dau un exemplu foarte mult pentru persoanele în vârstă care au probleme pe picioare. Când au probleme cu genunchii, trebuie să știți că prin genunchi trec așa meridianul ficatului, meridianul rinichiului, meridianul splină pancreas și meridianul stomacului. Mm. Și atunci este posibil ca persoana să zică că ai reumatism articular, să zicem căldor genunchii, dar de fapt să fie o boală de ficat. Oh. Și de multe ori, de asta nu se vindecă, de exemplu, problemele astea de la nivelul articulațiilor foarte mult, nu se vindecă la persoanele în vârstă. Se spune că, știți, e boală cronică, ce să mai, și nu o să ajungă să nu meargă în picioare, pentru că, de fapt, nu se cercetează de unde vine cauza. Și pot să fie 3-4 meridiane modificate. Cert este, vă dau un exemplu aici, aș vrea să vă dau un exemplu despre meridiane și despre bolile pe meridian. Ia uitați un pic cum arată pe meridianul inimii, că e vorbim despre iubire. Vreau un pic, dacă îmi permite, să vă arăt. Care sunt simptomele emoțional, așa, psihice și emoționale și care sunt în fizic. De exemplu, când se dereglează meridianul inimii, apare așa, neliniște sufletească, labilitate emoțională, lipsa de afecțiune, crize sentimentale și de isterie, lipsa comunicării, probleme de memorare, tulburări de somn, coșmaruri. Deci când se dereglează inima, hai să vedeți în fizic ce apare. Afecțiunea inimii, aritmii, transpirații nocturne excesive, îmbujurare frecventă, rezistență slabă la efort, sensibilitate la schimbări de temperatură, gât uscat, dureri intercostale pe partea stângă, paliditatea feței, tâlpi palme. Deci pacienții e foarte important. Și deci asta înseamnă că s-a dereglat meridianul inimii. Și ce ar trebui făcut în cazul ăsta? Să dai tratament pentru meridian. Există preparate din plante, cocktailuri, care merg pe anumite vibrații, că se potențează, sunt sinergice. Le dai exact la ora când funcționează meridianul, de exemplu, meridianul inimii funcționează la 12 ziua. Și funcționează pentru autoreglare, vorbesc, decât 2 ore. Între 12 și 14. 12 și 14. Dacă nu, eu, de exemplu, dau exact, rog pacienții mei să ia o picătură, două, că e foarte puțin. Exact la ora aia. De ce? Că exact e ora când se autoreglează organul. Deci noi avem un ritm al nostru. Și avem un ritm permanent de autovindecare în corp. Că eu, ca medic, nu fac mai nimic. Eu îi dau decât preparatul, se autovindecă singur. Deci eu nu fac mare lucru. Numai că trebuie să știu ce să-i dau. Știți cum ar veni. Și atunci mă consult cumva cu doctorul interior, că există un doctor interior care este dirijat, e Sfântul Duh, da? Care el a și creat omul și el știe să-l și vindece. Eu nu prea înțeleg ce face mare lucru, că dacă ar fi bine dacă aș înțelege, știți, că n-am avea boli. Și atunci e foarte important să înțelegi despre ce este vorba, ce aparatul măsoară că există meridianul de reglat și dai tratament, dai preparate din plante și rezolve asta. Haideți să vă mai arăt încă un pic, dacă îmi permiteți, un alt meridian, intestinul subțire, care să știți că este inul inimii. Intestinul subțire, nu multă lume știe, e legat cu problemele sufletești de inimă. Și uitați cum arată. Când ai probleme pe el din punct de vedere afectiv, arată așa, nesiguranță sentimentală, simți critic exagerat, teamă de viitor, rigiditate în gândire, neseriozitate, supraevaluarea propriilor limite, iritare, indiferență față de alții, crize de epilepsie, de exemplu. Și se armonizează cu tratament pentru inimă. Deci tratamentul pentru inimă e tratamentul pentru intestinul subțire. Doamna doctor, eu o să vă rog într-o emisiune viitoare să veniți cu domnul încă o dată. Domnul se numește om. Bine, da, e o machetă. Cu domnul, să veniți cu domnul. Și că e foarte interesant chestiunea asta cu meridianele. Da.
și să o facem o dezbatere pe punctele alea pe care le aveți dumneavoastră acolo și să vedem ce ar trebui să facem noi în momentul în care... Să vedeți ce e pe spate. Da, iată ce e pe coloană. Ia uitați, deci pe coloană sunt aproape este toată schema grupului uman. Cum este și pe palme, cum este și pe ureche, cum este și pe față, cum avem și pe tălpi. Reflexoterapia pe asta se bazează. Și în momentul în care, practic, noi avem meridianele acestea dereglate, trebuie să știți, de exemplu, că aici foarte multe meridiane sunt, este al vezicii urinare, care vezica urinare este partea sora rinichiului. Și toate problemele pe coloană au legătură cu rinichiul. De aceea, ar fi, și rinichiul e centrul fricii. Și, de exemplu, când ție nu... Și frica este de 20 de feluri. Poate să fie frica că nu-ți iese. Nu trebuie să înseamnă că ești tu lași. Da, că ești perfecționist, frica că nu-ți iese. Frica că nu reușești. Frica că, de exemplu, nu ești înțeles. Adică sunt foarte multe frici. Adică nu vorbim aici că frica că mor tu de frică. E, și tratând rinichiul, rezolv coloana. Hernia de disc, de exemplu, se rezolvă, în primul rând, tratezi șeful. Dacă nu tratezi șeful, nu poți să tratezi. Și după aceea tratezi și loco. Da. Deci lucrurile sunt puțin mai complicate, însă vreau să vă spun că de aceea a combina și acupunctura și cu fitoterapie și cu homeopatie, care și în homeopatie e foarte interesant că este, din punctul meu de vedere, homeopatie este locul de trecere între medicina obișnuită și medicina asta holistică. De ce? Pentru că e prima dată când un preparat tratează în toate planurile, deci are acolo indicație, plan emoțional, plan sufletesc, plan mental, plan fizic. Au trecut foarte repede cele 3 ore. Mă simt foarte bine cu dumneavoastră, adică avem în echipă, deci avem lucruri multe de învățat. A fost și domnul cu noi, deci vă rog să-l invitați și data viitoare ca să putem lucra, învăța ceva din acele meridiane. Și acum concluzia serii, Remus. Nu poate exista o singură concluzie, dar încercând să găsesc o concluzie pentru această seară, este una foarte simplă așa. Când alegem sau când ne îndrăgostim, să nu alegem doar cu inima, să alegem... Mă, ai zis că ne definești sufletul, te rog, repede. Este o întreagă definiție. Atunci pentru că se definește în duh. Da. Bun, e în regulă atunci. Și trebuie să aleagă unitar. Deci unii aleg ba cu inima, alții doar cu creierul, alții doar... Deci trebuie unitar, o comuniune între inimă și rațiune. Da. Bun, e în regulă. Mulțumesc frumos, Remus, doamna doctor. Este foarte important, din punctul meu de vedere, ca medic de medicină holistică, să spun că, de fapt, toată baza vindecării noastre stă în credința noastră. Uh-huh. Nu medicul vindecă, ci el este decât, să zicem, cumva un canal prin care, cu mintea lui, poate să ajute, prin performanța pe care o are el, poate să ajute pentru înțelegerea ce se întâmplă în corp. Pentru că în corp este o întreagă, să zicem, o întreagă lucrare, da? Un proces de autovindecare care la un moment dat se blochează datorită unor probleme pe care le avem noi și atunci sufletul încearcă să ne comunice, ne trage niște semnale de alarmă. Că noi suntem muți, chiori, orbi și de nu înțelegem nimic. Referitor, lăsați-mă, vă rog, știu că am trecut peste timpul propriu zis, dar spune aici... Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu du lipsă de nimic și nu știi că ești călos, nerorocit, sărac, orb și gol. Deci spune foarte clar, trebuie să ne vedem, să ne evaluăm, să ne facem o evaluare a noastră și după aceea să tragem. De aceea și Iisus spunea, credința ta te-a vindecat. Și în multe cetăți a spus Iisus, aici n-am vindecat din pricina necredinței lor, din pricina necredinței. Deci când avem o boală în corp, trebuie să mergem să ne autoevaluăm. Exact, să vedem unde greșim, ce probleme avem. Și avem probleme pe mai multe locuri, da? Ori nu știm exact să respectăm regulile, pentru că trebuie să știți că aici avem anumite reguli, anumite condiționări, să zicem, sociale, dar sufletul trăiește după alte reguli. Și care sunt regulile sufletului? Cele 10 porunci divine. Da. Bine, mulțumesc foarte mult, lumină în suflet și iubiți-vă mult. Amin.